este por bă, e pornografie volată. Argumentul, unul dintre argumente uh, venit din partea altcuiva, tot a unui streamer, era că dacă vrei să vezi dacă e conținut uh, ok pentru copii și nu e pornografic deloc sau nu are nicio trimitere sexualizată, niciun iz, schimb o pe una din aia cu o fetiță de 13 ani, se mai pare ok. am am obsesia asta, de asta am și enervat-o pe <laughs> Cum ai putut să stai lângă și si, Păi da, stai mă, că pe lângă faptul că îl știu de o grămadă de vreme. Chiar dacă nu-ți da acord cu el, stau în pula mea să-l ascult Bine, cu... de înțeles, prin postura în care ești de gazdă, adică asta mi se pare normal, trebuie să poți Băi, să duci orice formă de... Postura asta de gazdă e o extensie, e o extensie foarte directă a cetățeanul lui George Dorin, care a ales la un moment dat să facă podcast. Mm. Și eu nu fac podcastul ăsta și o să-mi sară în cap acum oamenii, dar nu fac nici pentru oameni, nu fac nici pentru tine ca invitat, chem și eu niște oameni Mai oh. mai umblați ca mine, mai deștept sau o, niște oameni cu care am niște legături sau niște sensibilități comune sau deloc, care să mă ajute să-mi explic și eu viața în pis, da, mă zic. Că da, la... Da, corect, e greu de navigator oricum. Tot e... mai e greu. Exact. Am 38 de ani și e foarte clar că sunt lucruri care mă sar direct. Mulțumesc. Mersi la fel. Adică, ți-am mai zis, cum am spus și în fără scuze. Băi, pornesc de la premiza că poate sunt cretin și noi oricum avem, asta îmi place, poziționarea noastră față de cine se pe gură, e că oricum suntem niște diletanți. Da, absolut, nu știm nimic, din nou, trebuie zis, menționat, clar, abinițio, nu știm lucruri, ne dăm doar cu părerea, suntem mari părerologi. Deci asta este, oricum, un fel de sport național și suntem și asumați. Cine a făcut vibe-ul complet? Cine a făcut Cațavencu a făcut-o la un moment dat foarte bună că ar trebui să existe o instituție care să numească Ministerul Părerii Naționale. Da. Ne-am inventat Ministerul Speranței, Cred că așa l-ar fi util în România. Ministerul Speranței. Andreea Marin trebuia să fie acolo. <laughs> Spokesperson la Ministerul Speranței. Ce deci, am legat de Sișu? Cum ai putut să ai atitudinea aia atât de uh, amicală, friendly și să fii atât de cumpătat? Când aia vrei să înțelegi. Pe de asta mă când am chemat să-l omor, adică. Exact. L-am chemat, adică nu sunt pluton de execuție. De ce? Cred că, fi că se friendly. referă că dialogul a fost foarte friendly, ținând păi cont da. că tu ai anumite opinii complet contrare, cumva. Adică. Da, Așa. și știe da. foarte bine chestia asta, dar asta nu înseamnă că trebuie să ne strângem correct. de gât. Corect, foarte corect. Da? Adică, băi, paradoxal, uh, contrar atitudinii tranșante pe care o am de foarte multe ori, eu sunt foarte pacifist și sunt, da, sub, sunt sub impulsul dragostei universale de oameni, indiferent de sensibilitățile lor. Și am mai zis chestia asta, că on, ajungem da. să ne omorâm, să ne sărim în gât doar că avem păreri eu o între a iubi pe toți sau a urâ pe toți în mod egal. Oricum, fără discriminare, adică dacă și dacă îi să-i măcar da, mă, să-i urăști e pe toți. de asta îmi place. Statutul de mizantrop este, cred că, cel mai corect și cel mai echidistant, cea mai echidistantă manieră de a te raporta la omenire. Statutul ăsta de mizantrop. Ești sugespul la toți. Toți, da. Dar Bine, pe dar... rând, ca în filmele cu Kung Fu. Adică nu, nu toți deodată, știi? Să vină fiecare la... <laughs> da. Maestru Bețiv Foarte bun film, Băi Bun Ne ducem în direcția asta Nu, niciunul vrei tu Dumnezeu cinematografiei Este Trebuie să te uiți E un canal care mie îmi place foarte mult Pe care probabil îl știți pe YouTube Every Frame a Picture A Painting Every Frame a Painting, așa da. Every Frame a Painting, scuze Foarte bine și au făcut la un moment dat un breakdown pe toate filmele astea lui Jackie Chan și a apărut Jackie Chan foarte supărat la un moment dat. Cred că avea legătură cu Atomic Blond, ce a zis el. Și-a spus, da, băi, vă rog eu din suflet, nu mai puneți la Hollywood actor care nu știu să se bată în filme cu bătaie. Mă dor ochii, fac epilepsie de la montajul ăla <laughs> caturile alea de jumătate de secundă. Da, da, da. Păi omul, oricum, mi se pare că o trecut prin N accidentări, că să... Diverse interviuri pe care le-au dat de prin ce a trecut, făcând bunch of stunts și toate chestiile. Adică exact. omul le-a și făcut pe toate. Se vede că știe. E altfel când... Cascadorii asiatici da. sunt toți legende la Hollywood pentru că nu prea folosesc elemente de siguranță și am putea să facem un top 10. Eu aș putea să-ți fac relaxat top 10 al filmelor cu bătaie asiatice. Vietnamezii ah, au început să fie de... mega pizdoși. Nu știu ce a fost cu Ong, Bak și... Tony Jaa este un zeu. Băiatul din Dongbak. Mm -hmm. Și The Raid, alea. Da, Bă, am am, The Raid. Două, da. două sau trei? Cred că două am văzut. Nu știu dacă mai scos, nu știu că seria tot, nu sunt că două. ajuns la Harry Potter level. Sunt două, se lucrează la al treilea. Și băiatul la care a făcut The Raid, a făcut cu regizorul meu japonez preferat în momentul ăsta, Takashi Miike. Băiatul cu Audition, cu 13 Assassins, mm -hmm. cu Ichi the Killer și tot așa, a făcut un film care se numește uh, Yakuza Apocalypse. Ok. Cu mafioți japonezi vampiri care se bat. Nu, era nevoie, da. Era... Simt că era nevoie. Asta era Ui... filmul pe care l-așteptam. Nu-i filmul pe care îl dorim, dar e filmul de care avem nevoie. Exact asta voiați să zic <laughs> și eu. Și cel mai mare dușman al lor este o broscuță de pluș mare care știe kung fu. Ca în viață. Exact. Exact ca în viață. Vorbeam cu un prieten de-al meu care e critic de film, Cristi Mărculescu îl cheamă și face festival de film Dracula de la Brașov ăla, de film horror. Okay. Și el are master în film horror. E critic de film cu master în film horror. Și se uita la un căcadă. de adică film. Adică a făcut la... filmologie sau ce-a absolvit da. ca să fie filmologie. Da, 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 da. Și are master în film horror. Și S-a la un căcadă film, mă uitam la el, ce-i ăsta mă mănâncați? Și a zis, cum ce? e? Omul salamandră. Tu nu știi, omul salamandră? Și am zis, de ce uh, te uiți la omul salamandră? Ca să știu exact ce să fac dacă mă întâlnesc cu omul salamandră pe stradă. Cam așa e și aici. Dacă, te, dacă vă întâlniți vreodată cu vreo broscuță de pluș care știe kung fu și nu știți cum să menegeriați, situația cu ea, să nu vă săriți în gât unul altuia, cum și-ar fi dorit Ramona să-i sară în gât lui Sishu. nu, nu cred că și-ar fi dorit. Așa? Bă, nici eu nu mi-aș fi dorit, dar ar fi și spectacol. Așa, m-ar fi bătut și și m-aș fi căcat pe mine. Că e de la osos, Bine, dar tot la de spectacol ar fi ieșit acum. Nu... Bă, clar. Mai ții minte cum se deplasa cu viteză foarte mare a Sonic? Da. Cred că așa m-aș fi deplasat și eu. <laughs> Sișu. rostogolindu-vă. Deci, dacă vreți să menegeriați cât mai elegant posibil o întâlnire cu o broscuță de pluș care știe Kung Fu, uitați-vă la filmul uh, Yakuza Apocalypse. Care de un încolo nu, nu mai are niciun sens. Deci... Nu -am, am mai consumat cinematografie din zona aia a lumii de foarte mult timp. La de fel n am mai consumat foarte multă cinematografie în perioada asta, că... Asta văd. Outside zic. of Netflix, n-am mai puțin. Asemnat Van Vandam cu Netflix, apropo? Da, 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 am văzut. Voi ce tare. Am văzut ceva. Am văzut și eu trailerul ăla, film de acțiune în franceză. Vreau să văd așa ceva. Uh, trecând peste asta. Băi, voi ați stat în perioada asta, în pandemie, voi ați avut o perioadă de izolare de asta totală, izolare totală, adică chiar a stat închiși în casă la un moment dat, mi s-a părut că face și un titlu de glorie din asta. Păi, nu ne-a fost foarte greu, dată fiind natura activității noastre curente, eram obișnuiți, cumva aveam antrenamentul foarte bine făcut pentru asta și oricum nu ne-a lipsit atât de mult contactul cu lumea, o vreme. Adică pentru noi, cred că cele mai faine activități mondene se rezumau la hai să mergem la un restaurant ceva. Adică oportunități din astea de socializare mărunte, cozy, oricum. Nu e de parcă aveam nu știu ce deplasări outside of evenimente serioase, gen Comic-Con sau alte, nu știu, bloggers, land party sau ceva, evenimente din astea care necesitau și deplasare la București. Nu prea aveam acolo în Cluj așa multe ieșiri. Suntem mult prea focusați pe ce facem și în momentul în care lucrezi la un proiect care devine cumva proiectul tău de viață, ești angajat la hai să ducem asta cât mai departe SRL, nu faci distinția între... Adică nu ai atât de clar definit un orar de muncă, hai că punem asta 8 ore și după 8 ore, gata, tăiem orice legătură. Nu, noi ne trăim munca așa, perpetu, în un continuum. Atunci nici n-am simțit. Și noi am stat în continuare făcând ceea ce făceam, cumva. Dar nu este și șocul ăla al pusului în fața unei situații brusc pe care nu o realizezi în toată dimensiunea ei și după aia vine reculul? Adică ați simțit un pic recul, s-a întâmplat ceva? La un moment dat ați avut o revelație de asta personală și ați zis bă, dar stai un pic, că în pandemia asta am pierdut... S-a întâmplat ceva... Nu, no, noi, nu, nu m-am câștigat. Ah, <laughs> în pandemie, okay. chiar în perioada aia de pandemie, am câștigat pentru că a fost influxul ăla de oameni, au venit, a venit mult mai multă lume în online, implicit au crescut, da, crescut numerele. Da, peste tot au crescut numerele. a fost o perioadă în care lumea a devenit mult mai apropiată în online, deci ca și public consumator de așa ceva, de stream sau de conținut online. Și a fost bine, singurul punct negativ, cred, pe care l-am simțit, a fost momentul în care am luat COVID, când l-am făcut. A, l -a fost a, da, formă de ușoară, gravă, a, cum a fost? Am avut o formă ceva mai grea, eu de să și greu să vorbesc, că nu, eu n-am trecut pe cea trecut ea, eu am avut o formă mai ușoară, bine, cu pierdere, miros, gust, alea, dar deja luam paracetamolele ca pe MNM-uri, am fost un pic inconștient, nu știam, sigur, știi, că nici nu era o formă asta de tratament ultra clar în momentul ăla. Paracetamol, ala, nu știam. paracetamol, ala, ala, da, ala, da ala. dar luam așa, Știi că... pe zi? Nu mai știu câte multe. Unul, -a la cât... unul, la câteva ore. Nu ți-ai pus ficatul Nu, că luam în două dimineața și două seara ceva. Adică câte două odată. Pei, hey, baby, și ficatul? Da, nu. ficatul și ficatul. Și ficatul luam. Așa, Așa, și păi asta zic. Dar nu, 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 nu am simțit uh, rău. Cred nu de la bine. asta, sau credem Prinele că nu de la asta. Au fost bine că am făcut tratamentul mai agresiv, să zic așa, cu paracetamol, dar ne-am și cumva oprit la timp și am început să luăm vitamine. Bă ce de de medic. alea, Clasic, magneziu, zinc, cam despre asta e vorba. Și cea mai dubioasă a fost acolo, da, aia cu pierderea gustului și mirosului, s-a și suprapus cu niște stream pe care le făceam, unde făceam vin fierți și chestii trebuia să gustăm lucruri. Ne mușcam cu lejeritate din lime, din lămâie, așa fără niciun fel de... Mamă, a, e interesant. trebuia folosită aia cumva, trebuia exploatată pierderea gustului. Bă, da, pe cam atât am putut încerca acum, chiar nu ne-am dus în cele mai obscure zone să gustăm lucruri pe care nu le-am fi gustat sushi niciodată. Că... că... a spus că nu sunteți cu sushi. -ul. Nu, eu mă gândeam la că cad, dar pe la luăm numai vizual oricum, că facem tot felul de reacturi la trending, la de-astea și atunci <coughs> ne luăm doza din altă parte, știi? <laughs> e scatofilie vizuală, cumva. Vai de capul meu. Băi, explicați -mi și mie. Aseară am început o discuție foarte mișto asta după ce am terminat live-ul ăla. Și cred că sunteți foarte măsură și tu și Ramo să-mi explicați și mie cultura asta a react că vreau să avem un picuț mai extinsă. Desigur, domnule. Stimate domn. Stimate domn. Uh, Dacă îmi permite. mă simt bătrân că nu înțeleg exact cultura asta a reactului și tu la un moment dat mi-ai pus în vedere ai fost, ai fost și foarte un point, așa. Mi-ai pus în vedere că, de la un punct încolo am datoria morală de a face reacturi? Da. Păi, man, dacă există lume care e curioasă de perspectiva ta asupra unor, să zicem, nu știu, piese, mixuri, ținând cont că te ocupi cu asta, ai o grămadă de ani de experiență în spate și ai o părere informată, nu e o părere ca oricare altă părere a oricui. Da, vine totuși în urma unor ani de experiență, de acumulare, de informații și atunci poate sunt printre oamenii care te urmăresc sau care sunt fani, care fi efectiv curioși să vadă, bă, ce zice omul meu Gogira pentru că rezonez cu opiniile lui și aș vrea să văd dacă aici suntem pe aceeași frecvență în legătură cu piesa X-a lui Cutărescu. Și acolo cred că reacturile au un rol important înspre, odată, validarea părerii privitorului și, doi, la mână, informarea lui dacă vine dintr-o sursă care are, deține informații. Dar tu ai fost de acord cu explicația pe care am dat-o eu aseară? Că e un fel de ipocrizie de asta cu două tăișuri? Adică, mi se pare un picuț de să mă apuc eu să fac reactor la artiști de ăștia de pe afară care au nu știu, nu știu, câte gremiuri și care e foarte clar că sunt într-o poziție pentru că știu ce fac. Mi-am fi atent, dat, tu nu te pui, mie nu mi se pare că trebuie să te pui neapărat de la același nivel. Critica poate să aibă loc oricând, dacă tu te raportezi la publicul care urmează să urmărească reacția ta ca la niște prieteni, tu între prieteni, n-ai pune o piesă și ai zice, bă, mie nu-mi place pentru că, sau mie îmi place foarte mult ce a făcut aici, adică cred că asta ar trebui să fie Vreau relația. Să stabilesc exact, pentru confuzia mea este legată de lentila prin care mă uit la produsul ăla. Uh -huh. Și asta cred că trebuie să-mi explici tu mai bine. Adică unde faci separația între uh, personal, părere subiectivă de ascultător sau da. zona cealaltă de critic, efectiv, care analizează... Că te aștepți că eu să fac o critică de asta argumentată și obiectivă, mm -hmm. dar care e bazată pe un gust subiectiv. Păi aia e arta. Da, arta în mare măsură e așa. Like, unde, unde, unde? Dai, asta e o întrebare mult mai mare. Nu pentru noi doi aici, cred. Adică asta e o întrebare de, de fond foarte uh, importantă. Unde, da. unde distanțiezi? Cum? Eu cred că E un melanj. Cred că trebuie să pui din amândouă cât un pic. Adică să se simte doza aia de subiectivitate cât să nu fie o experiență complet impersonală, dar să adaugi suficiente informații critice docte cât să se vadă că știi despre ce vorbești. Mă supraestimezi. Eu tu mizezi acum pe un fines al discursului nu. și pe un dans pe o linie foarte subțire de care eu aș fi capabil. Și de-aia zic că nu sunt, da. Nu cred că nu ești. Nu, nu pare. Adică. Te-am am. auzit vorbind. Ah, ok. Ai cred cuvinte. că se poate. Da, ai folosit cuvinte în propoziții și fraze. Cum ar fi condescendent. Trebuie, wow. Așa. Deci, cred că asta este un, un aspect, dar e foarte important, și asta al validării cumva. ți am spus eu, ca și spectator, deci dacă mă pun pe partea cealaltă, urmăresc foarte mulți oameni care fac reacturi la muzică, în special la piese care mi-au mi spus mie ceva și mă uit să văd ce părere are omul ăsta despre chestia care mi-a plăcut. Și o formă de validare. Că toți căutăm asta într-un fel și e fain atunci deci când... tu cauți gustul comun ulterior pe baza gustului comun îl urmărești și exact. pe ăla ca să vezi și alte recomandări mai face. Exact. Foarte pe exact. Deci cam asta e. Că s-ar putea ar fi... să se ducă la un moment dat într-o zonă în care descoper artiști noi sau poate producători de conținut noi și care sunt, sau plecând, știind că am stabilit raportul ăla cu omul care face react -ul. și, bă, dacă ne-a plăcut amândurora produsul X, poate și produsul următor pe care mi-l recomandă va fi și pe gustul meu. Mi se pare o formă diferită de, să zic, critică, știi? Un pic mai puțin pretentious. Aici e dreptate, da. Probabil și cred că e vitală doza de onestitate aici. Da, 100%. Vreau să mă întorc un pic la origini, la baze, cum ar veni. În primul rând, tu când ai apucat de Creative Monkeys, să construiești la Creative Monkeys, când ai pus prima cărămidă la Creative Monkeys, ai intuit, ai avut clara conștiență a faptului că faci ceva mare? Ai simțit că faci ceva important? Aici am amândoi am pus prima cărămidă, ne-am unit așa două bucăți de cărămidă și am făcut o cărămidă mai mare da? Să dăm mână cu mână, să facem mai multe mâini. Dar nu, inițial proiectul la bază a venit cumva din nevoia de a face ceva din nimic. Adică eu citisem în perioada respectivă două cărți ale lui Chris Anderson, Free the Future of a Radical Price și... O să-mi scape a doua. Deci, yeah. the Long Tail, exact. Or Why the Future of Marketing is Selling More of Less. Da. Sunt două cărți. Practic de economie. Less of more. Așa. Nu. More of less. Că era ideea că... Ba nu. Nu mai știu. Da, ideea era că, virgulă, coada dintr-o dintr serie de uh, produse pe care le ai la vânzare, indiferent de natura lor, în spațiu de retail normal, tu ai câteva produse tractoare, după care spațiul la raft e limitat. Spre deosebire de o piață online, de exemplu, de vânzare de muzică, unde uh, chiar dacă ai câteva piese care vând ultra bine, restul, adică coada, însumată, face mult mai mult profit decât your star products. Asta era ideea centrală a cărții. În fine, citind acele cărți, în special aia cu Free the Future of a Radical Price, unde se discuta foarte mult despre economia gratuității și cum poți să oferi un produs gratuit, dar să monetizezi lucruri conexe, da? sau să monetizezi altfel efortul, am zis uite, putem, poate, adică era la modul if, maybe, putem să ne folosim de ceea ce cunoaștem, de ceea ce știm în programele pe care le foloseam, da? Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, Audition, tot pachetul ăla, să dăm lumii înapoi, adică să facem acest act de cumva gratuitate, după care să găsim modalități prin care să susținem acest efort. Asta e o întrebare care vine și către Ramo, dacă vrea să răspundă. Deci a fost un plan de marketing cumva. A fost un business plan încă din capul locului. Da. Nu a venit de niciunde sub aura inconștientului. Că nu. O să zic de ce întreb asta ne-am gândit că am vrea să ne susținem din asta, evident. Adică întotdeauna nu am știut exact cum vom reuși să facem asta, am știut că trebuie să ne susținem din ceva ce vrem și ne place să facem. O să pun o întrebare foarte meschină. Mai țineți minte care au fost primii bani făcuți cu Creative Monkeys, cu brandul ăsta? Pe ce, pe ce, au fost? Pe ce s-au făcut primii chiar bani? mi chiar mi se pare... E o foarte bună fun. întrebare. Uh... Dar nu mi-aduc aminte. Primii că... bani că... Nu bani, hai să zicem primii bani serioși, dar primii bani, adică eu Ei, am... bani serioși, cred că au venit în momentul în care am mutat uh, episoadele pe site. Da, dar înainte să avem roboți, adică imaginează-ți că noi venim dintr-o era, dintr-o epocă glaciară, în care noi aveam printați, fluturași, ca să ne promovăm site-ul de tutoriale, de tutoriale de programe, și împărțeam în oraș. Avem încă teancuri, ca norocul am ajuns să nu trească să le puizăm. Deci, deci efectiv, eram în zona aia de Ne-am căcat pe hustling. noi să facem rost de 200 de lei, pentru că, te aduceam minte, atâta au costat două sau trei teancuri. Da, adică noi, noi chiar am pornit din din nimic. Deci din nimic ca și resurse financiare. Aveam skillurile, competențele și pe astea încercam să le translatăm cumva în online pentru cine era interesat. Și pe lângă zona de tutoriale aveam zona de uh, elemente grafice gratuite pentru designeri, tot felul de pachete pe care le, adică curated by Ramo, unde erau tot felul de brașuri, pattern-uri, texturi, pattern-uri texturi and so on, și o zonă de galerii inspiraționale cu artiști. Adică făceam așa un să zicem, mai multe elemente coezive într-un proiect artistic, coerent, după care urma să monetizăm prin merch, prin uh, faptul că lumea intra și genera trafic, că era încă perioada în care traficul se plătea, adică puteai să ai un site și să câștigi din... Da, știu, știu, știu. știu, știu. Dar în basic continuare ads. se face asta, adică stai un pic. Da, mă rog, dar au scăzut cumva... Uh, au scăzut a și s-a și Da, și ulterior au venit boom-ul cu uh, roboți, au venit explozia aia inițială, pe care doar ramă a, a văzut-o. Adică ea, ea, a fost cea care a zis, ăsta neapărat pus pe YouTube. Neapărat ăsta, neapărat o să explodeze. Ăsta. Și da. What the fuck? Cum? De ce? Pentru că apariția roboți și explodatul, momentul exploziei roboți coincide foarte mult cu momentul în care am tăiat noi la Happy Fish tot. Că tu mai ai întâmplat. Mulțumim! Nu, nu, nu. Nu, sub nicio formă. Uh, Mie mi-ar fi plăcut la un moment dat să facem și crosuri. Uh, ar fi fost foarte fain, da? Ceea ce nu oprește să facem de acum încolo. Asta e altă discuție. Dar m-a întrebat aseară și ai pus o întrebare de asta foarte sinceră. Bă, dar ce s-a întâmplat cu Happy Fish da, după pareți. vremea? Pentru că ați dispărut la un moment dat brusc. Da. că adică da. noi știam de existența voastră. Era... Deci și noi știam de existența voastră. Și eram fani, adică zic eu, uite bă, ce tare pentru că de la un punct încolo mai un element creativ aici care n-a apărut încă Tudor îl cheamă am făcut cu el un podcast care se numește La Cerea Nimănui îmi place foarte mult podcastul ăla care am vorbit despre substituentul chinezesc al Viagrei în primul episod Tianli. Li așa da, ah, ok Am zis că vă urmărim, adică... Da, 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 încep să roșesc. Ne urmăriți? Da. Cum să nu? Normal. We do our research. Unlike some other people. Da. <coughs> ah, Mickey, de tine-i vorba. The Bă, shade. Dă prin plan pe mine ca să... Eu The shade. Mickey, de tine e vorba. <coughs> ca ți-aș pula ta, ești simpatic. Mai puțin în momentele în care nu ești. Dar în rest ești foarte simpatic. Când nu ești, nu ești. Dar când ești, ești. Dar și când nu ești, nu ești. Dar și când ești, ești. Mickey. Ce <laughs> să cu zoom din și ceva muzica adăugată acolo. Vai, doamne. Da, cu Happy Fish, ziceai, că, care a Băi, fost motivul uh... trecerii în neființă și a revenirii ulterioare. Motivul trecerii în neființă a fost ăla pe care cred că l-a explicat Ramu foarte bine seară, că de la un punct încolo e obositor să, să tot faci aceeași chestie. Și mie mi s-a părut haina relevanței e o haină foarte grea, pe care voi ați purtat-o cu onor, ca să zic așa, și uh, într-o manieră exact cum spuneam, foarte onorabilă și constantă. Adică, dacă eu sunt invidios pe voi, este pentru constanța și tăria asta, nu neapărat tărie, dedicare-mă, commitment. Voi ați avut commitment și eu am avut commitment în momentul ăla dar mi-am dat seama că nu mai, nu, nu mai am ce să fac. Și nu că mă plictisisem. Mi-am dat seama că dacă o să continui cu Happy Fish o să fac exact aceleași chestii în altă formă. Poate și fost a bit ahead of its time. Poate a fost un pic ce făceați voi, s-ar putea să nu fi prins pulsul corespunzător, știi? Toată lumea zice chestia asta. Păi înseamnă că... Este o explicație în care nu vreau să mă refugiez pentru că ascunde o inadaptabilitate unul la mână și o incapacitate de a înțelege exact ce se întâmplă în jur. Adică e foarte ușor să zici, bă, ce pizdos sunt, mă. Dar, să restul, tu, proști, bă, nu înțeleg. Bă, mm -hmm. nu suport chestia asta. Da, nu, nu, Eu nu trebuie nu să te pui pe un pedestal, nu. Dar trebuie să înțelegi că lucrurile s-au schimbat din punct de vedere al accesului oamenilor la tehnologie. Și punct. Chiar numai, chiar și doar din perspectiva asta, ceea ce făceați voi a fost mult prea devreme pentru că nu era suficientă lume care să aibă acces la conținutul ăla. Spre deosebire de astăzi. Adică nu e vorba de să te pui neapărat pe un... Știe, pe în de sas, contextul să în care eram tech geek și atunci. Adică noi deja în 2008 lucram la aplicație de smartphone uh -huh. pentru Happy Fish. Cred că încă o am. Aș putea să mă uit peste ea. Era și pentru... E, pentru iPhone Sagem. era. Ah. Pentru Sagem și 3310. <laughs> Uh, aveam un joc ăla cu viermele, cu râma. Da, snake, și dacă tot snake dacă tot mâncai pătrățele la un moment dat, îți scria pe coadă așa, happy fish. Cu uh, cât mâncai, mai happy fish". Skills. Da. Uh, nu vreau să folosesc explicația asta. Mi se pare un refugiu un pic gratuit, așa. No, poate să fie o explicație. Nu înseamnă că n-ar... Adică, nu știu... Uh, referitor la longevitate, noi am avut un plan, ne-am avut și țin minte dialogul pe care l-am avut după, cred, al doilea episod din Roboți, în care nu va merge la infinit asta, hai să ne gândim acum ce facem pentru a duce atenția oamenilor mai departe în alte proiecte în următorii 5 ani, Ramea. 10 ani. Corectează-mă dacă greșesc, dar voi ați, voi ați avut mindset-ul de maraton. Adică, voi, în momentul în care ați. că asta asta mă interesează pe mine. Că în momentul în care ați început roboți, erați mai în setul de maraton. Adică, știați că da, e -am cursă fost Chiar asta. la început, dar repede ne-am dedicat. Da, noi eram amândoi studenți la facultate, amândoi, fiecare cu treaba lui, și în momentul în care ne-am dat seama că am reușit să facem și să ajungem cu ceea ce vrem la o mare masă de oameni, evident că ne-am dedicat. Da, și am, am știut că va fi o treabă pe termen lung. Adică aveam aveam. Uh, convingerea că ăsta e, e un bun pas pentru o călătorie mult mai lungă. Da. Mă interesează foarte mult demersul intrinsec. Adică dacă pentru că tu ai spus acum că visa v-ați uh, ajustat cumva raportarea la produsul ăsta uh, după ce ați văzut și feedback-ul. Da. Da, erați uh, dispuși să investiți timp și consecvență în produsul ăsta, dacă n-ar fi bubuit așa? Știu că e foarte ingrată întrebarea asta. Mm, am de... făcut-o vreo trei ani înainte în care am băgat bani în el, în proiect. Da, noi adică... trei ani ne-am dus pe minus bine. Noi oricum investisem deja și eram dispuși să mai mergem cu el mult. Că aveam ah, Ok. Okay, cum... Cumva aveam foarte mare încredere că la un moment dat se va întâmpla și asta ne-a fost cumva validată chiar înainte de primul episod din roboți, când am fost, să zicem, văzuți cumva de oameni care lucrau în industrie, mă rog, toată lumea credea că suntem agenție de publicitate, noi scoseserăm un sketch animat mic cu retușan, cu o pastilă care te retușează. Nu mai ai nevoie de Photoshop, că e Când retușanul. Nu știu. Ăla era știu, înainte știu. de uh, primul episod din roboți. Era Eu tot nu știam un... încă voi sunteți uh, cu retușan. Da, 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 da. That was funny. Că Acolo mai mult Codin, că ai făcut... Back in the day. De Codin, da, dar ideea că tot era un... Deci noi și primul episod din robot și chestia cu retușan erau pur și simplu niște elemente comice menite să atragă lumea în zona de tutorial. Aveam tutorialul, tutorialul începea cu o pastilă din asta umoristică și să, să, intre mai ușor ce, ce, vine mai departe, care nu mai e la fel de amuzant, dar poate vrei să știi cum se face, știi? Și atunci, um, da, cumva, având validarea asta destul de vreme și după aceea am chemat ăștia de la Adobe în București să le facem o vizită și am fost super hyped. We were like, yay! Cineva vede ce facem. Da. Au venit câteva confirmări din astea care ne-ar fi făcut oricum să mergem mai departe, poate și în pofida unui boom uh, atât de mare. ai? unde s Pentru că la nivel Ar. de ședință Ar. internă, un happy fish, până înainte să spargem în jazz <laughs> am stat eu cu Tudor și am zis v-am văzut pe voi, l-am văzut și pe Bromania care a început Cam tot în perioada aia și cumva a explodat un picus după voi. Uh -huh. La maxim un an după voi. Și am vorbit cu Tudor și am zis, bă, uh, cred că s-a trecut un picus la nivelul următor și nu că am pierdut trenul. Dar l-am pierdut. <laughs> uh, cred cumva consumul de produs de asta online rămâne pe niște mâini bune. <clears throat> la modul cel mai serios. Noi cred că am zis ce aveam de zis. Nu cred că mai aveți de zis. Mie mi-ar plăcea să mai văd. Eu, eu nu -am. Bă, avem, avem sketch uri păi scrise. Babuia Vezi? știe din sketchurile scrise. Avem unul greșite complet. Foarte bine. Dar uh, și o să vreau să le fac la un moment dat. Do, ajutăm cum putem. <coughs> da, da, da. Dacă putem. Băi, e posibil să lucrez cu tine și o să vreau să lucrez cu tine cel puțin pe partea de clip. Uh, Vreau să fac tot împreună. Personajul. Da, 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 da. Amândoi, scuze. Mi-a plăcut, mi plăcut clipul ăla și da, am rămas setat de seară, să zic chestia asta. Vreau să fac un personaj pe care să-l cheme Georgian Investitorul, okay. care este manelist investitor și care anunță la microfon și de la mine, pentru UEPAT, 100 de euro. Să știe de la să ia bani de la oameni de la mese și să investească banii, să fie și maneli și investitor, broker pentru Am ei. Înțeles. Okay. E foarte, și să fie totul. Bă, mie îmi plac manele foarte mult. Mm. Sau nu, nu știu, nu-mi dau seama. <laughs> Sunt uh, bai curious. bă, ba, cred că e momentul perfect să fii. E acum, dacă ți-ai ales un moment bun, istoric, ăsta e momentul. Ies din dulapul cu investiții. Ca să zic așa, da mă, nu știu, am, am, am în cap foarte multe chestii, dar momentan ți-am mai spus, mi se pare că am un sentiment ăsta profund de, am îmbătrânit de Da mă, eu cred că eh, avea impresia poate că trebuia să ajungi undeva, dar eu cred că dacă, atâta timp cât te consideri artist în vreun fel, în orice domeniu, e vorba de o căutare perpetuă. Nu cred că trebuie să te gândești că ai ajuns undeva, trebuie să cauți următorul lucru E și de aia mi-am făcut podcast. Da, perfect. E parte e un... din căutarea perpetuă. Da, which is actually good. Adică, am vrut să zic că revenim la asta cu, cu diversificarea și cum ne-am văzut pe termen lung, sesizând că nu o să putem merge înainte doar cu un proiect de animație, ceea ce și fost adică s-a adeverit, pentru că am investit în el extra de multe ore la început, am trecut și printr-un burnout nu creativ, ci de ordinul sănătății, adică Ram a fost rău, cu salvare, cu criză de spasmofilie, cu deci, niște lucruri destul de dure în momentul în care am apăsat cumva uh, pedala și am zis nu, 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 hai, că, hai să o luăm mai încet, hai să vedem cum să spațiem lucrurile în așa fel încât să putem să facem tot ce vrem să facem cât mai mult timp. Let's not kill ourselves. Și am avut și uh, miez ca emisiune, după aia am avut trailer ca emisiune. Am avut mulți colaboratori de-a lungul anilor, în diverse zone. Deci am încercat să diversificăm, în continuare să căutăm acele produse care să se muleze pe valorile noastre și pe ceea ce așteaptă publicul. Ramul dintre toți copiii, de care ești cel mai mândru? Cea mai mândră, scuze. Dintre toți copiii, cu care te mândrești cel mai mult? Dintre colaboratori. Copii și colaboratori da. și produse Creative Monkeys. Dacă mă întrebai acum 3-4 ani, aș fi zis roboți. Clar. Așa. Evident. Dacă mă întrebi acum, simt că o realizare foarte mare pe care o avem acum este comunitatea de pe Twitch. Și e, e greu. E foarte greu. Nu știu. Producția producție ai zis, eu am crezut că cea de colaboratori. Am crezut că ziceai că dintre oamenii care am colaborat, cu cine am colaborat cine vine, anul producții, ok. Eu la producții mă referam. Scuze ah, ok, eu, eram, producții. nu, eu eram altundeva, că deshidratat. Uh... Hint. <laughs> Hint. Ui, trebuie să recunosc că văzând, văzând, pasul ăsta prin care ați trecut și hopul ăsta prin care ați trecut, uh, am rămas așa profund impresionat de comunitatea pe care o aveți și în timp ce vedeam cât de tari sunt oamenii ăștia din, din comunitatea Creative Monkeys, respect foarte mult treaba asta, uh, îmi venea în minte și <laughs> explicația ta cu asumarea, cu termenul de asumare care a devenit un termen de ăsta omniprezent. Asumarea porcului. Este ceva, Asumare. Nu știu. E alt, altceva, da, nu știu. Nu, e altceva. E, al, e, al, Cody, e, altceva, e altceva. Da, mi a să aici, am băut apă. Și vorbeam de asumare și ai spus că cumva și-a pierdut din valențe prin da. menționarea perpetuă, constantă a termenului. Bă, sunt asumat. Și că ție nu ți se pare ok să folosești asumarea ca o scuză pentru prostiile pe care da. le faci și le da. zici. Bă, sunt prost, dar sunt asumat. Nu, contează tot prost ești. Un prost asumat nu e mai bun decât un prost neasumat e același poate e mai rău poate e mai rău prostul asumat e și e și încântat cumva da, știi da, da. simte și bine bă ce prost e fix for vorba aia cu prostul dacă nu-i fudul zici că nu e exact. prost destul da da cred că merge cred că e bă ce prost s-a asumat vorbesc asta în contextul în care am, 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 am filmat cu Dorian Popa și uh... Nu vreau, da, nu, am, am filmat uh, aproximativ discuții cu el și, Doamne ferește, nici nu vreau să-l scol la tablă pe chestia asta, dar la o primă vedere, așa, ai putea să-l bagi în copa asta pe Adrian, adică ar putea să fie oamenii care se uită la Happy Fish și ar spune, bă da, nu ești un pic așa ipocrit cu chestia asta, că l-ai chemat pe Dorian Popa care a tot tras cu asumarea și acum îl chem pe băiatul ăsta și ai fost de cu el și acum îl chem pe băiatul ăsta care îți explică cum... Invocarea termenului de asumare și-a pierdut din valențe pentru că e pe toate drumurile, ca să zic așa, și să cam bat cap în cap asta două. Acum depinde cine îl folosește. Cred că puterea contextului e foarte importantă. Adică nu cred că Dorian Popa, fără să-l cunoaștem pe această cale, nu ne cunoaștem, dar salut. Nu cred că e un prost asumat. Deci, no. departe, există Nici unii văd. oameni care pot folosi termenul ăsta și înțelegi de ce îl folosesc și există alți oameni unde. Știi, când îl auzi gâri altfel, sună diferit. Eu tot timpul am zis, dacă aș fi avut în viață determinarea și puterea de muncă, măcar la pe jumătate pe care o are Dorian, o oh, da, de capul meu, băi, este powerhouse băiatul ăla. O să cred, cred că se vede. Este powerhouse, e Trece motor. Sticla. Și am vorbit cu el, apropo, de burnout, și am vorbit cu el. Ia zi, Doriane, cu burnout-ul cum e? Burnout? Nu există așa ceva. <laughs> și zic, cum? Burn in, are arderele rapide. Da, 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 da are, are, e ectomorf de la, n-ai văzut ce pătrățele are? F Tu-l în noroc să-l futați și mâine cu sportul lui. Așa, <coughs> urăsc oamenii care... Nu, urăsc sportul. Urăsc sportul tot. Nu, hate the uh, game, hmm? not, not the, player. the player. Da, da, da. Exact, nu, urăsc sportul. Așa. Așa. Um... Badmintonul numai. Băi, badmintonul Este mase. badminton olimpic? Nu Este? Este? E circuitul internațional de badminton? Da, pe Nurburing! Mă caută, se aud, se pă, aud pă, căutări. da, da Asta e babuiaș. Există. Mă, și putem paria? -a putem... Olympic Games, ce se întâmplă? Ro alert, cu tremur, București. Se și în beci. Suntem în beci, stai așa. Ce? Stai în pies, da, mă, Avertizare meteo cod portocaliu, fii atent. Ah. Își citesc cu vocea oficială. Avertizare meteo, cod portocaliu, averse însemnate, descărcări electrice, intensificări ale vântului, perioada de manifestare. Stai un pic, s-a închis telefonul. Perioada de manifestare 12.06.2021 între orele 16.05.17. Evitați deplasările și luați măsuri de adăpostire și autoprotecție. Urmați instrucțiunile autorităților, accesați canalele media și aplicațiile din mediul online ale DSU, IGSU și ANM pentru mai multe informații și actualizări despre eveniment. Coaie, îi ploaie! Exact. E apă în pula mea. Da, nu, cred că poate fi rău. La noi orice se poate transforma într-un dezastru. Nu știu dacă te neapărat. Five gang. În ce, în ce ai pentru, pentru ce ai zis că nu-ți place sportul, sari foarte mult, da, Sari în ele. Da, se pu beatbox. Da, se pu beatbox. Five gang. Mami bici 2. Nu, eu dabea aștept mai mi doi. Vreau să vă cât vinde. Vreau să vă... Mie îmi place Maticiu pentru spiritul lui antreprenorial. Foarte, foarte mult. Și vreau mult. să văd. Și tot timpul e awkward când aud chestii și zice cineva Codin și nu Sio eu. E foarte ciudat. Da da da, 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 da. nu e nici cel mai comun nume și atunci știi? E așa păi, cum? a zice, a, iar vine Codin. Nu, mă, stai Altul. să explic. Stai Sebastian. Ia... Mă cheam da. și Bastian, din păcate. Bastică. Ți s-a spus Bastică vreodată? Nu, dar este un început pentru orice. <laughs> Bine, Bastică. Continuăm discuția. Fereastră. Stai că, drole, Bale, da. Ăștia cu roalertul, Cine a luat pe toți la rând acum? Da. da, da, da. Cred că... Vezi, la Cluj a ajuns mai târziu. <laughs> la mine a ajuns mai târziu, pe eu a mai lent. Da, asta. Uh, stai un pic, despre ce vorbeam? Despre asumare. Despre asumare și cum unii oameni, la unii oameni se potrivește cumva și se leagă de uh, ce și vezi, e explicabil, pe când la alții nu e la fel de explicabil. De exemplu, la nu știu pe cine îți dau ca exemplu, că nu prea cunosc nume din astea din lumea mondenă. Uite, fulgi ăla, ăla e asumat. Cine e ăla? E acum, Se știe de el acum, că eu n-am știut de el niciodată, dar îl văd pe internet, că vorbește lumea. Și am că like, iar asuma Alex vreo două trei. Da, el e asumat, la poți să zici. Doamne, ce ok, e băiatul ăla că e asumat. Poți să zici asta? Nu, nu, nu poți să zici zic asta, zic. Până Sub nicio formă. Da, că se că el că... e asumat, el dacă îl întrebi, probabil ți-ar spune, sunt A, atât da, de asumat. Mă, nu, fără discuție. <laughs> Dar uh, mie mi se pare că băiatul ăla nu în toate mințile. Cred, Cred că e o părere de așa comună. Cred că Da, stabilit da, da. ca societate. Da. Ăla. e de la Domnule, îl urmăriți pe fulgi, da. Aveți voie să parcați pe locurile pentru persoane dizabilitate aici la... de-a lungul timpului ne-a contactat multă lume cu tot felul de proiecte pe care le-am refuzat mai mult sau mai puțin politicos. că adică la e și unul dintre motivele pentru care... Mai mult politicos, da, decât nepoliticos. E un dintre motivele pentru care oricum nu am apărut noi peste tot de-a lungul timpului. Adică noi ne-am format comunitatea asta foarte loială, făcând ceea ce facem, doing our thing, dar n-am prea avut nici colaborări, nici adică nu ne-au plăcut asocierile conjuncturale cu oameni pe care nu-i stimăm în vreun fel. La fel cum nu am fi venit nici aici dacă nu vă urmăream efectiv și ne plăcea. că adică Nu. Și de-a lungul timpului au, au apărut ocazii de a colabora cu diversi oameni care făceau nu știu ce trenduri moarte sau acum ce moștele internetului gen am, n-am sau ce am îngeantă, sau nu știu ce căcaturi din astea de a vlogging. Existat ce a, a existat what's in the bag în a, România? Da, cred că da. A, da. Ce am îngeantă, în telefon. Da, da. Camere. Deci mizeriile astea luate și copiate așa, care a Sunt niște gimicuri oricum, adică... Da, asta a fost, pentru o bună perioadă de timp, asta a fost producția de conținut mare românească. În zona asta s-a dus, adică zona de vlogging, cam asta era. Că nu era cineva care făcea vlogging. Cred că poate Dorian Popai, chiar unul dintre puținele exemple de oameni care au făcut și fac, nu știu dacă mai facem în continuare, vlogging. Viața lui zilnică trecând prin... Da. Which is kind of nice, dar restul de vlogging a fost așa niște pedepse nebune și căcat, nu știu, niște chestii înțeles, care nu ne-am... Da. Pur și simplu nu a fost pentru noi. O, cum era și băiatul ăla din Iași de a dădea de la cactus, el a mai făcut... Piromanul? Da, nu, stai. Ilie, 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 Ilie. Ilie, 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 Ilie. Cred că se scrie cu doi de Ilie. Așa se pronunță, dar... Da. Ilie, 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 Ilie. ilie. Îmi place, da, nu știu îmi place să-i zic numele că omul a terminat cumva, adică o, o, înaintat foarte mult și pe a terminat, sau apogeul a fost atunci când și-o dat foc la casă și după a terminat cu scamuri pentru copii, cu investiți în Forex și luați-mi linkul ăsta, intrați aici dați-mi 50 de dolari să vă învăț cum să faceți mai mulți dolari. Ceva de genul, adică s-a dus full scam și-o vândut canalul după aia, deci niște da, mi s-a povestit la un moment dat și eu am întrebat, bă, dar asta s-a întâmplat în România, adică... A, lângă, în Mexicul României. Da? Adică Moldova? Da. Uh, da. pot să înțeleg. Știi că pe, pe, oricare parte ești, ești dincolo de prut. Că se tot zice da, Moldova să... de dincolo de prut. Păi tot... A, nu că una e de dincolo ce. Sabia cu două tăișe. Am explicat-o. Da, nu știu, deci a fost așa o perioadă în asta în care nu ne-am asociat cu acel gen de oameni și atunci dacă nu te asociezi cu genul ăla de oameni, nici nu faci parte din acea conversație. Ceea ce până la urmă cred că a fost bine, dar nu cred că ar fi fost bine pentru toată lumea. Noi am reușit tocmai pentru că am diversificat, pentru că am intrat și pe filonul cu stream-ul care s-a potrivit foarte bine cu să zicem faptul că eram pasionați de gaming și ne plăcea oricum și investeam destul de mult timp în zona asta de gaming și atunci a fost destul de ușor de ușoară tranziția. Da? Să facem conținut. Când noi când am început pe Twitch, nu aveai voie să faci uh, mai mult de 20% de alt tip de conținut în afara de gaming. Deci, 80% din tot timpul de streaming trebuia să fie contractual, vorbind, strict pe gaming. Abia acum de câțiva ani lucrurile uh, cumva s-au relaxat în zona asta și poți să faci orice, de la reactor la. Uh, să vorbim de marea categorie, noua mare categorie a Twitch-ului? De uh, Hot tubs pools and Beaches? I don't know, man. nici lor nu cred că le place foarte mult. Cred că de asta au adăugat bitches acolo în titlu, știi? Da. Cred că strict de asta au Cu fetele alea care au găsit loophole-ul. Da, băi, este, un, este un loophole. prind pe babuiași că se uită la tot felul de fete care călăresc banane umflate. Da. Și dați, băi, nu să știu? intri și să vezi că au scris așa pe frunte toate baboiași. <laughs> <Asta -t -o. laughs> toate. Mai mărește <laughs> Mai Dacă poți, poți să scrii. Mai mărește salariul pe oh aboaie. Da, asta fac. Deci acele personaje de care vorbim sunt îmbrăcate foarte sumar într-o piscină din aia gonflabilă pusă în sufragerie Da, și fac streaming live până li se încrețește pielea și în schimbul unor donații sau alte tipuri de cadouri îți, își scriu numele donatorului pe frunte sau pe alte părți din corp sau din decor. Este extraordinar pentru 30 de secunde după care închizi că n-ai avea de ce să, dar marea problemă acolo, în zona aia e faptul că nu sunt age restricted deci da. problema nu este că există conținut lewd sau care are așa un fel de trimitere către uh, softcore. soft core. Bă, mă aia nu-i, da? nu nu-i age restricted ține foarte mult de uh, de mersul intrinsec exact cum spuneam uh, într-un fel sau altul este pornografie voalată Păi Chiar dacă eu... nu e cu nuditate, por... băi, e pornografie volată. Argumentul, unul dintre argumente venit din partea altcuiva, tot a unui streamer, era că dacă vrei să vezi dacă e conținut ok pentru copii și nu e pornografic deloc sau nu are nicio trimitere sexualizată, niciun iz. schimbă-o pe una din aia cu o fetiță de 13 ani, ți se mai pare ok. Adică asta știi? pune exact în același context, făcând aceleași lucruri. Exact. Mamă, că am cringuit exact. în momentul în care v-ai spus. Adică exact. sunt așa. Da, e rău. Că ăla n-ar mai fi. Eu ăla n-ar mai stradă, fi conținut. La mine pe stradă unde stau, am o prietenă foarte bună, e o fata vecinilor, o cheamă Cristiana, are 8 ani. Vorbim toată ziua despre Peppa Pig și despre... Avem pasiunea comună, Peppa Pig și My Little Pony. <laughs> Stăm și vorbim, ne povestim, ieșim la masă împreună, Mă rog, cu părinții, nu, da, stai, da, așa, da, stai da, așa, dubios. Așa, ieșim la masă, stăm, povestim de pepa pic de nu știu ce. Și în momentul ăsta mă gândeam, pentru copiii ăștia au, băi, au acces la internet, au instant, da. stă, umblă, vede. Și în momentul ăsta mă gândeam, uh, când ai zis de o fată de 13 mă gândeam la prietena mea, Cristiana, dacă aș vedea-o la categoria... Și, da, mi s-a făcut pielea de găină pe spate și am da. fucking hell. Da, exact. Mi se pare o chestie destul de greșită, cum e și prostia cu nu yoga pe YouTube. Aia e, cred că, mult mai reant. într-un fel. Mult... full-blown nudity, deci acolo deja nici nu mai există... Bă, da, și e full frontal nudity, da, full-blown da. nudity, uh, uh, exemplificarea clară, extrem de explicită a unor practici sexuale. Băi, nu știu. Ei... Sunt loophole-urile astea care pe mine mă, 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 mă scot din minți. Pentru că dacă vreau să văd porno, știu unde să mă duc să văd porno. Da. Și te oricum... de deranjează că nu sunt locul potrivit. Da. da. Nu, nu. Băi, e vorba despre uh, proiecție versus așteptări. Uh -huh. Corect. Pentru că pe YouTube mă aștept ca eu, dacă o să fac niște copii. Mă aștept copiii mei să intră pe YouTube. Dar nici nu cred că da. ți intră în recomandate vreodată. Adică, cred că le-ați totuși în... Cred că le-ați de căutat pe YouTube. nu de... Înțelegi? Nu cred că vreodată o să intre... Cum ar fi în trending, știi? Da, să... În locul 1. Mamă, <laughs> Să-ți apară un... Pe, pe, în toate țările, într-o zi. New așa. Yoga. <laughs> new, <laughs> yoga deci, uh, exact new, uh, new Yoga, Abi. Deci, exact așa e. New Yoga, Abi. Ce am în A, nu știu. Să Doamne ferește. Băi, eu problema următoare și logica. Da, cred că zici arată... că Abi să facă New yoga ai, eu nu m-am gândit că... A, ah, ok, bun. O să facă, după ce of. termină cu disurile la Alex Velea, ca să-și mai crească brandul personal, o să facă la un moment dat și New Dog. New, new new, new, yoga. new, new, Yoga. New Yoga. Și după care, <laughs> când cu... o să piardă uh, trenul relevanței, o să facă inclusiv real la Creative Monkeys. acum, cred că Hai, oricum vin alții, vin alte generații, deja apar. Eu cred că deja lupta, lupta lor cu ei, pentru relevanță e mult mai acerbă decât între generațiile de creatori de conținut. Da. eu cred că apar deja ăs, dacă m-am scapam un lapsus, lipsus. Mai e care cântă, care sunt noi trapuri, care mai vin alții, da, mai tot apar. adică după Shatta Așa. Au fost ian și ca după ei acum sunt alții. Păi da. Da, nu, 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 știu, știu, știu. Și mie îmi place că e ciclicitatea. Da. Ce mă sperie foarte la mult... Dar ritmul e mai accelerat. Asta vreau să zic. Ce mă sperie foarte mult e că viteza cu care să succed numele astea care sunt în trending așa, mi se pare că e din ce în ce mai mare de la o zi la alta. Da, cred că și, și cele 5 minute de faimă ale lor da. real o să fie vreo două jumate pe măsură ce tot știi. Adică cred că scade și cât stai în limelight în momentul în care tot vin adică. Și mai... mă uit la toți artiștii ăștia, de fapt, care la un moment dat au avut un foarte mare hype în zona de online, cum migrează către TV în continuare în 2021. Da, asta nu știu. Și asta vă întreb pe care voi. Care e mirajul? Nici eu. Și am, am lucrat în TV multă vreme. Adică am lucrat și înțeleg. M-aș duce pe un proiect pe TV, dar în paradigma de proiect de TV. Adică eu n-aș face greșeala, Doamne ferește, nici nu mă compart, n face greșeala la Shelly Show. Mm -hmm. Nu m-aș duce în direcția. Mie a Shelly Show cred că nu a prins și pentru că a, a, a primit un slot în grilă care nu îl favoriza în niciun fel. Deci el era deodată cu, nu știu, cu, mi se pare, două sau trei alte emisiuni pe alte posturi infinit mai urmărite și cu o tradiție deja înrădăcinată în publicul autohton. Adică, Hai să dacă eu exact... o șansă, cred nu. că. Hai să înțelegem exact logica stabilirii unei grile de programe. Cei de la prima, înțelegând exact și având o investiție destul de mare în produsul Shelly Show, l-au tratat ca pe o navă amiral. A da, postului am înțeles. Și au dat un slot orar de prime time. Adică, dacă investești atât de mult într-o emisiune. Da, te aștepți. Mă scuz, să nu la 4 rezultate. după amiază. Da, corect, corect. Am la patru după amiază, da. Și trebuie să. Plus că sunt diverse rate carduri pe parteneriatele comerciale. Da. Iar rate cardul pentru slotul la orar e cu totul altul decât dacă ai emisiune de Cancanuri și scandal la 4 după amiază sau la 12 noapte. Bine, dar zici chestia asta că nu, nu înțelegi <coughs> logica. Nici eu nu înțeleg. În același timp, nu înțeleg nici de ce există atât de mult atât de multă televiziune consumată pe YouTube. Că dacă stai să te uiți, sunt o grămadă da. de bucăți din emisiuni, tot felul, nu știu, burlacul... Uite-te la, uh, uite la, canalul Ai Umor. Sur, supra, sur, sur, nu, mă, bă, nu mă uit, nu știu, chiar nu da, mă uit. Nu. Știu că e greu de crezut, dar nu... Urmărim, nu mă uit. Dar dai da peste ele, stai pe YouTube, da. dai peste ele. Da, da, da. Asta e, adică... Și cred că se trage tot de acolo, din faptul că democratizarea asta a mijloacelor de producție, chiar dacă nu mai vorbim acum de producție cinematografică, dar pur și simplu faptul că fiecare are la el un portal de acces către informație prin telefonul ăla, da? prin smartphone-ul ăla, toată lumea e pe internet. Nu realizăm faptul că toată lumea e pe internet. Adică cum intri în văscăuți pe stânga, ai un băiat care e pe internet și se uită la ceva, la, la burlacul sau la reacționez la whatever the fuck. Sau reacționez toată la burlacu. Lumea. exact. Nici nu știi ce e mai trist. Burlacul în sine da. sau reacția la burlacul. Da. E că toate în lanț. E o tristețe în lanț. <coughs> deci, știi, toată lumea poate. Și nu știu dacă realizăm încă ce înseamnă asta, de scope of it. Și cum să discuți cu publicul ăla sau ce gen de așteptări să ai de la acel tip de public. Sunt oameni cu care, care nu au interacționat cu online-ul în, în trecut, sunt oameni pentru care foarte multe lucruri sunt noi <gură> și nu toate sunt bune. Și atunci ei o să migreze invariabil către lucrurile pe care le știu, formatele pe care le știu de la televizor. Da, eu știu ce spui. Noi facem parte din generația care au prins și offline-ul și online-ul. Da, corect. În același timp. Tot că tapă. suntem un pic de early adopters, așa? adică dacă apare ceva, o să fim acolo poate printre primii, nu o să fim uh, în a doua etapă sau a treia a acceptării unui produs. Și atunci le vedem mai din timp, dar nu prea cred că ne putem pune în mindset-ul oamenilor care au consumat în continuu televizor și acum au acces și la internet și sau nu știu, la TikTok. Ne-am zis că toată lumea e creator astăzi, ceea ce iarăi e într-un fel și în același fel Puh, la fel de trist. Doamne. Eu, e bine că se creează un obicei de consum, doar că văd unele chestii care sunt în trending și nu înțeleg de ce s-a acolo. Dar nu înțeleg pentru că probabil este în gustimea specifică vârstei pe care o am. A, eu E o oglindă. E posibil să fie. Da, e o oglindă. Trending-ul e o oglindă, reflectă interesele consumatorilor. Și atunci de ce pula mea ne-am supărat atât de tare când a venit Ganaci și ne-a pus manele? Și au văzut toți ăștia, inclusiv voia care au dansat acolo, dar o rupt cămașa de pe ei, au văzut-o ca un afront personal la integritatea intelectuală a acestui popor. Un DJ care are nume de italian, deși ele din fostul bloc sovietic, nu știu dacă știe așa, care și-a permis să pună o piesă de la Adrian Copilul Minune bă, noi supărându-ne foarte tare explicația mea fiind pentru că am simțit că ne pune o oglindă în față în care ne-am văzut. Nu, no, eu cred că e exact ce ai tu mai devreme legat de Hot Tub și New Yoga, așteptările tu aveai alte așteptări, nu să fie aia acolo. Deci asta, asta, e, asta cred că a fost ce-o supărat. Faptul că nu se potrivea în contextul ăla, probabil. Tu, ăla... pe noi ne-o enervat mai mult, că eram în hangar la electric când a pus Tommy, uh, Cash. Tommy Cash. Da, care a fost, ce, ce m a enervat dincolo de faptul că tot setul lui a fost o mizerie până acolo. Adică eu eram deja, bă, hai să mergem, nu, hai să mai stăm, că e prea aglomerat. Bă, dar Și... știi la ce te duci. Acum e vorba de așteptări și de proiecție și... Nu știam, că nu poți să-ți dai seama din clipurile lui. Deci dacă te uiți la omul pe vizual, e foarte fain. Clipurile îs corchi îs așa într-o zonă din aia post-ironică, foarte fain realizate. Setul live e cur. Adică pentru mine, evident. Nu, literalmente. Nu doar cur, da, și cur literalmente. Este cur, da. Deci când o băiat, cum zic, când, când, când o bogat și maneaua care a fost oricum o mișcare furată chip, de la chip, chip, chip alt, right? adică măcar dacă era original, știi? Dar au luat-o de la ganaci eu și hai că, că o -o fac și eu. Și ei să cunosc. Ba, mă, nu sunt, știu. sunt, prieteni de fapt ei. Da. În schimb, niște artiști care ne-au plăcut, nu știu cum am ajuns aici, dar nu contează, a fost Little Big. Little Big ne-au plăcut foarte mult, eram o mare fan da, și da, da, da. am fost la Electric, la ei, în hangar, a fost like, amazing. Am fugit după ei, după aia în spate să facem o poză. Am chemat pe băiatul la hei! Sunt tari Little de Big. Sculț, da. așa să vină să facem o poză, a fost fain. Uh, dar revenind la Tommy Cash, că acum avem și eu o chestiune de asta de morală. Uh, eu n-am știut, n-am știut cum să recep tez, reacția organizatorilor Electric Castle după Tomi Cash. Adică chem un artist, mm, yeah. este exact, ex, exact chestia pe care a, a vrut să, am discutat-o cu Ramo, mai mult sau. L-am chemat pe Sishu și l-am chemat să-l ascult, nu să-i Da, normal, normal. Și Așa și trebuie Și La fel a fost și cu Electric Castle, că n-am înțeles de ce l-au chemat pe Tomi Cash, după care l-au dismisuit. În contextul în care ăla era un performance... Pe care nu făcuse pentru prima dată, adică să știa de performanțele lui. Da, dar nu. Eu cred că eu de nu, deranjau numai dar... segmentul ăla furat, adică partea de mania, partea de hamă și ăsta. Nu. Eu cred că mult mai tare i-a deranjat partea aia de vizuale, care, bă, erau, adică pe mine. M-ar fi deranjat mult mai tare aia decât o manea Hai mă, pula mea. Băi, avem fibra morală atât de fragilă încât ne-o ne -o zguduie o, o manea. Nu, eu aruncată, cred că avea. aveau, știi, că aveau. Și... la caterincă. să spunem lucrurile. Dar nu nu, 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 în sine, că eu cred că ei încercau să se păstreze cumva într-o altă zonă, poate un pic mai pretențioasă, mai elevată și să zică, bă, așa ceva nu s-ar întâmpla la electric, știi? Nu. Cred e... că exista și asta undeva in the back of their minds. E vorba despre territorialitatea unor oameni care s-au apucat să facă un festival pentru că și-au dorit să vadă la festivalul organizat de ei un anumit tip de discurs artistic. Da, și asta, pe da. Da, adică eu înțeleg foarte bine. Că pe de-o altă, pe de o parte mi s-a părut deplasat că din punct de vedere al marketingului bă, trebuie să-ți asumi. E o greșeală pe care tu ca organizator trebuie să o asumi. Pierzi că știi jucător te numești. Pe de-o parte. Dar pe de cealaltă parte, uitându-te la moralitatea aia, din spatele organizării unui eveniment cum e Electric Castle, am respectat că they stood their ground. Păi da, într-un fel, că, irrespectabil. Am, că sunt împărțit. Adică, da, zis, da. bă, totuși au niște coaie băieți asta. Stai așa un păi pic. Pentru că ai principii, you gotta stand for them. Deci nu poți altfel. Așa, nu? Da. Cum altfel demonstrezi că ai principii dacă nu ți le aperi atunci când s-am amenințate? Pe de altă parte... E posibil să fi fost și o lipsă de asta de research. Poate eu. Poate da. Știind și videoclipurile lui Tomișe și ne ești fan absolut deloc. Eu știam că performanțele astea ale lui sunt de o pornografie de asta cringe. Că fix asta era. Ați văzut-o. V-a da, da. plăcut ceva din performance-ul ăla? Mă mie nu, eu n-am. Muzical, vizual, bă, e vreun. N-am rezonat. Care. Că nici nu e într-o zonă de aia care să fie ultra ridicolă încât să devină o satiră. A ceea ce literalmente se întâmplă pe scenă. Simă, dar nu are nici energia necesară. Deci omul nu, nu trece scena. Adică nu știu cum să zic. Ei, nu știi? transcede. Nu, nu, nu că nu transcede. Nu transpare mediului. Da. Este, este o, o sintagmă care îmi place. Cum a fost la Tommy Cash? Bă, suna bine, dar nu răspundea nimeni. Nu. No. Înțelegi? Deci el tot suna acolo. De pe... Nobody picked up. On that. Nu știu dacă nobody, că poate a fost, dar spre deosebire de, să zicem, a Little Big, cu care au și colaborat, au piese împreună, care o rupt, aia aveau o energie extraordinară. Bine, poate și prin prisma muzicilor în, în, în sine, dar. You felt it, știi, stând acolo, poate să nu prea în față, nu știu, da. Dar aia se simțea era palpabilă, energia. Pe când din și a fost așa, lame, lame deck. Like, da, nu, a fost și o atmosferă flească. Mijloace artistice, ți-am mai zis eu că cel mai mult mă enervează pe mine, pe lumea asta, metoda aia de low hanging fruit. Da, da, da. da. Aia mă, scoate din minți. A, am acest fruct, am acest măr aici, trebuie doar să întind mânați și să-l iau. Îl mănânc, e bun. Nu, nu, nu mi se pare ok. Dar vreau să revenim la discuția aia despre online versus TV. Nu v-ați gândit niciodată, la un moment dat, să se treacă și pe TV? Vi s-a propus să treceți pe TV? Da, ni s-a propus, la un moment dat, cred că ni s-a propus să dăm roboți la Capatos, cred, la un moment dat, la ceva fucking asta să nu aveam nicio treabă deloc, nici nu am fi văzut vreodată, nici nu am fi vreodată, nici da. Doamne, ferește și apăr. Și ulterior, tot la ceva, poate chiar la prima, să nu mai știu, de un băiat și o zis, de adică ei ne-au contactat, că bă, nu vreți și pe a venit un băiat și zis, dar de ce vreți mă voi pe TV? Și am cu ei, și nu avea vrea pe TV, nu voi a zis că, da, 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 da. știi? Adică asta a fost discursul. Serios? Da, da, da. Mamă, deci ăsta e exact ca cu cum a zis Eddie Murphy despre munuac, că moonwalk lui Michael Jackson e ca și cum Ghea mi-o Da, 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 da să timp ce pleci cu tine, în timp ce tu te depărtezi de ea. Da, 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 Deci, Cam așa da, v-a da, făcut. Da, da deci, deci mentalitatea asta a fost. Nu știu dacă. Nu mai țin minte dacă prima sau. Da, în fine. Da, nu contează. Nu ciudat. e relevant, putea fi ori, oricare. Ce mi se pare și mai fan este că TV-ul în momentul ăsta a ajuns în momentul în care ar putea să dea fără nicio problemă robust dacă cu 10 ani. Da. Și asta e un compliment. Da. Da. Bine, oricum, multă multe lume nu-și amintește, noi oricum toate episoadele le-am avut cenzurate din și lumea nu-și amintește așa. Toată lumea crede că se înjura mult, nu e adevărat, toate cenzurate de, din totdeauna au fost cenzurate. Mai avem discuții astea cu oameni care își amintesc că se uitau să au, nu s-au mai uitat la serie, n-au urmărit restul de episoade, că suntem oricum la sezonul 5 acum, dar n-au urmărit și își amintesc ei și da, bă, și erau cu... Nu, tot timpul... Cum, erau cenzurate? Da, erau cenzurate. Dar la modul cel mai serios, uh aveți în plan, nu că aveți în plan, aveți pe undeva în spatele conștientului și gândul că o să se termine roboții la un moment dat? Adică că o să tăiem roboții? Ramă. Da, evident. De-abia așteptăm să-l terminăm ca să ne putem apuca de film. Da. Vreți să faceți filmul roboții? Da. da. După ce terminăm sezonul 5, ne apucăm de film și avem și ambiția evident, stupidă, grav, de a-l face doar noi doi. Deci noi să facem un film în doi oameni, doar noi doi, tot filmul exact de la zero. Exact ce trebuie. Bă, dacă îi să faci, adică dacă tot... nu, In for a penny, in for a pound. Adică vrem să fie și un fel de statement. Nu... Că după nu aia și dacă spie. se poate, știi? Adică și dacă... Că zici, da, mă, ultra cretin, doamne ferește, dar și dacă se poate și iese și bine, după aia nu o să mai poți să zici, bă, păi dar nu poți, sunt numai doi oameni. Aici, adică, bă, adică trebuie să zici adică, Adică dacă nu iese bine, mă supăr eu. <răză> nu, vorba... E, toate datele sunt aici să iasă bine. Adică care scuze e să nu iasă bine? Nu, da, nici probabil că sunt timp. Sau timp, ce? timp, investiție, noi nu vrem să abandonăm nici restul lucrurilor. Adică, în, în general, munca la un... Uh, bun, acum, nu, cum am zis, nu vorbesc în atât de mare cunoștință de cauză. Am prefațat că nu știu absolut nimic, da? Dar eu am terminat ca, ca studii teoretic, îs regizor. Am făcut câteva scurmetraje, am dus cu ele prin festivalul de film autohtone, nu mi au plăcut S-a luat premii? Zona aia. Da, am luat și e niște o, premii. E o, castă, diverse. e o castă care îi place... Mamă, cât o să-mi sară în cap acum. E o castă care îi place foarte mult să sugă pula singură. Da, cred, cred că e un circuit din ăsta de uh, la Bălumă. este foarte tare. Se poate, mă? da, există. Noi, nu, am participat puțin, am fost. Băi, pe -a la stic. începuturile de la uh, filmul de piatra, unde am participat, am fost la. Cred că Ipiful zice la din ceva, este ceva festival la mare, unde a fost o poveste foarte interesantă mă sunat decanul facultății la ora 9 seara, că bă, ai câștigat cu filmul ăla. 4 din 5 premii sau ceva de genul ăsta, trebuie să trebuie să mergi. Mâine, Mâine da, la 9 seara, și să ajungi în, mean it cold. la mare din Cluj. Adică, și ne-am urcat pe tren, n-am dormit 30 ceva de ore, mi se pare, ne-am dus acolo morți. Pentru a mâna, pentru da. a lua patru premii într-un minut, am, jumătate. am luat premiile alea sau ce era acolo și nu ne-am văzut premii niciodată. Deci, la era erau 3.500 de dolari în peliculă. Trebuia să, adică, asta trebuia să primim. Teoretic. Nu am văzut până astăzi. Trofeul am foarte fain. L-am acasă. La mama acasă. Acasă, acasă, nu la noi acasă, că e așa frumos, într-o bibliotecă película. din aia. Mei. pelicula pelicula de 3.500 oricum. Da, nu, nu se... Bă, poate că la vremea aia, poate era un, cu un metru mai mult decât ar fi <laughs> Da, da, nu era tare multă, dar așa. Adică... Da un gif. Da, Cam așa, <laughs> 3500 cam vrut. Vreo... nu știu, 12 minute de brut Da, nu pot să transfer în Nu știu, zic în timp eu. banii atunci, dar ideea e că oricum nu s-a îngasat nimic. Păi dar, nu, am avut foarte multe povești, am avut scurtmetraje, gândește că am fost la un festival, nici nu așa. mai știu numele, l-aș da dacă l-aș ști dar nu mai știu, la care am câștigat cu un film două premii la primul premiu am primit o pungă cu cărți și nu, Bun. stai un pic nu cărți, să zici că New York Times bestseller list primele no, cinci. Nu, cărți de alea Ion Gheorghe, eu nu știu cui, despre pietre. Adică nu, știi? Totul, totul despre pietre. Ridică o necesitate. Da. După, care, după care, în cadrul aceleași festival, în aceeași seară, o categorie mai târziu, am câștigat iar și am primit o pungă cu aceleași cărți. Deci, deci adică nici mă, știi? Deci am avut dublură la aceleași cărți. La concurs de recitat la Slobozia. Nu exagerez acum. cu nimic. În clasa A7, elevii fiind, am primit rezervă pe viață la lichidă frâne. Nu știu dacă. Cred că ai ieșit mai bine. Cred că ai ieșit mai Bă, câștigat. Mai... Băi, știu că pare stupid ce zic acum. Nu, e. Deci, de la mai bine. un dealer local de piese auto, pentru locul întâi, el s-a gândit să ofere unui copil de 13 ani, 12 cât aveam. Perfect. Rezervă pe viață. Nu știu dacă ai înțeles. Da, pe viață. Pe mai ai și acum, înseamnă. Da, am. <laughs> Cum pula să la de frâne? Am aici, în spate. Știm că... ce luăm de aici când mergem. <laughs> deci, am câștigat rezervă pe viață la lichid de frâne. Băi, nu știam cum să spun acasă. Deci m-am întors acasă și ce ai făcut? Am luat locul întâi. Extraordinar. Și ce ai câștigat? Cum puteam să zic eu lui maică mea? Rezervă pe viață la lichidă frâne. Da, trebuie să zici, te rog, oprește-te. A, nu poți? <laughs> <laughs> Hei, nu <laughs> să mai avem o problemă, o problemă. De dar... toată viața noastră. Fact. Deci asta zic, în, în, în zona aia nu, nu, pur și simplu nu m-am regăsit absolut deloc și... voi fii atent ce spun festivalurile de film de la noi din România nu sub, substituie întregul părții și nu generalizez, uh -huh. dar sunt singurele locuri unde am văzut cinefili care urăsc filmul, care nu iubesc filmul. Da, se poate. Cinefili care nu iubesc filmul. Pot Ideea de, de film, forma de expresie care mie mi se pare. extraordinară. Da, este. Cea de-a șapte artă în pula mea. Sunt cinefili care nu iubesc filmul mă. la festivalul, singurul de... singur loc unde am văzut să m-am <laughs> nu, a, cred, -mă. cred că există nu, ziceam, ofeream context doar ca să înțelegi de ce la un moment dat o să vrem să facem și filmul roboți adică într-un fel vine dintr-o dorință de a uh, avea și acolo conținut pe care nu l-am mai făcut de mult bine, avem și scurtmetraje avem, avem scrise o grămadă de chestii la care n-am ajuns pentru dar că... filmul o să fie animație de lung -metraj, nu? Da. Adică da. nu o să fie cu CGI-uri sau mai știu eu ce. Nu, nu știm, că nu suntem ultra hotărâți aici, dar da, tot animație va fi. Nu o să fie un salt estetic foarte mare, ramă. Eu cu siguranță nu-mi doresc, dar suntem în discuții. Aici avem e o discuție internă care se tot uh, Poartă, Da, <laughs> da. Mai da. sunt multe mijloace, sunt mai multe mijloace acum. O, și da. într-un fel Dacă am reușit să facem lucrurile Să le trecem într-un 3D în care să nu pierdem uh, Esența aia Adică să se păstreze din punct de vedere estetic Similar, dar să avem și avantajul uh, adâncimii, Să zic așa, da a cele Bă, treia -a Cu Maya, cu asta, cu Cinema 4D cu Da, 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 putem blender, să. cu. Yes, yes we can It is doable place si, si senior, ala, si, podemos, si. Putem, face, rezolvă <laughs> Da, si certo. Juan will help. Deci avem experiență și acolo. Bine, nu la fel de vastă, nu ni la fel de antrenată, dar totul e din încheietură la mouse și la tastatură. Orimat. Poate mai e pe albumul tău de trap. Din budget. <laughs> totul din încheietură. <laughs> ah! Exact. Deci sigur nu o să fie o problemă să, să ne adaptăm. Acum numai să vedem unde o să-l... Când o să-i dăm drumul și cu cine o să discutăm. Oricum, cred că o să discutăm cu Netflix mai mult decât sigur, o, asta că am mai, a, avut ecouri din... Inclusiv eu. Nu, dar am asta avut am făcut chiar... Făcut e... că... Am avut ecouri și din direcția aia și... Na. Vom vedea. we don't really nou. Eu mai vreau ma? pe cinema. Credeți că o să avem pe cinema filmul Roboți? Am, am, văzut lucruri mai ciudate. Mi-ar plăcea <coughs> foarte mult. Da, da. și nouă ne-ar plăcea, îți seama. Noi suntem all for it și Chiar am, bă, noi am aplaudat și inițiative din astea, adică la cât de-a lungul timpului am criticat multă producție de conținut din online-ul de la noi, nu din ceva haterială, din asta stupidă, ci pur și simplu pentru că ne doream foarte tare să apară producții și creatori de conținut care să reprezinte o concurență și pentru noi. Mi se pare că nimic nu te motivează mai tare decât o concurență foarte bună, sănătoasă, știi? Genul de concurență unde zici, bă, uite ce tare lucrează ăștia, ce-aș vrea și eu să fac chestia asta, să hai să facem ceva în direcția asta, și n-am avut, foarte mult timp n-am avut. Și atunci am criticat, folosind critică constructivă, adăugând de fiecare dată argumentația necesară, ca oamenii să înțeleagă, bă, uite, nu mai bine încercați să faceți lucrurile mai bine, că vrem și noi să simțim că există un motiv în plus de a demonstra de ce suntem în stare. Și nu au prea fost. Dar, cu toate că i-am criticat pe foarte mulți, când au apărut filme de genul, ai aminti mai devreme, de Miami Beach, l-am aplaudat pe uh, România pe Matei, pentru ce-o reușit, pentru ce-o realizat, strict da, pentru cinematografia din România și pentru zona aia comercială, că nu degeaba zice trebuie industrie să... cinematografică. Like, trebuie să... Showbiz. Exact, trebuie să producă. Da. Trebuie să... Spune lucrurilor pe nume încă o dată aici. După cum voi aveți comunitatea voastră și eu dacă vă mă apuc și spun acum, faceți în profilul psihologic al consumatorului de Creative Monkeys. Cred că putem, dar e greuț. E greuț, dar se poate. Da, se poate. Eu cred că și Bromania, cât și Codin, cel al Codin, așa, Maticiuc, eu cred că și înțeleg audiența foarte bine. Sunt niște oameni da. care și înțeleg audiența foarte bine. Că da, și bubuit. Uh, Dai, e cu ce dai, să e și bubui. Ai cu ce să-l compari? Cu ce-l compari? Cu Five Gang. Pe păi și Five Gang au avut succes. Au avut succes. Da, dar Five Gang acolo a fost o greșeală, cred... Cu uh... selfie și selfie și aici nouă. Nu, dar a fost o greșeală de marketing la Five Gang pentru că... Cred că, că multă lume s-o simțim mințită, tot ziceau în perioada aia că nu e un film pentru toată lumea, nu-i numai pentru copii care știu de Five Gang. Puteți să mergeți liniștiți ca adulți, că o să vă prindă, o să vă da, placă. Adulții mergeau oricum la film, că trebuia să stea cu copiii, că asta e șmecheria acolo, dar e un produs foarte bun. Dar aia faci soldauturi la arenele romane atât de ușor, că la doi copii trebuie să vină și doi părinți. Da. Minimum, părinte, adică tu nu vizi un bilet acolo, vizi trei din capul locului. A. Înțeleg și chestia asta. Pe de altă parte, să te super pe ei, scuze, ramo imediat te las, pe de altă parte, să te super pe ei nu mi se pare fermă. Nu, 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 nu. Deloc. Cum adică, n-am înțeles tot valoarea de hate pentru niște copii care au putut să facă ceva, au făcut și și-au trăit momentul. Da, adică, foarte bine. Care-i faza? More power to them, da, clar, de acord. Ai spus că de-ai un produs foarte bun. Eu zic că de-ai un produs foarte bine vândut, nu, asta nu înseamnă că e neapărat și foarte bun. Am zis produs. Da. Corect. N-am zis produs artistic. Ah, produs, produs. Da, da, da. da. Dacă, dacă Încă... Stai să calculezi strict prin prisma asta vânzărilor, da, da, așa e. Altfel, mie, ambele filme, mă rog, mi se pare că nu și nu mă refer la uh, dialoguri, că unele au fost chiar reușite, chiar au fost momente bune, am impresia în ambele. Dar mi se pare că povestea în sine îi. Da. puțin slabă în ambele, deci cred că cred că acolo, pe partea aia strict de... Uh... Eu am văzut slapstick, slapstick comedies din zona asta de afară ultra comerciale, bă, la care a râs nu știu, mm -hmm. 21 Jump Street pula mea, mm -hmm. tot de tâmpeni da, da. de asta că cam aia e zona, de comedie de asta, prostex, da. grown-ups, sau mai știu eu ce că exact da, da. asta e zona uh, pe de altă parte el la început corect E la început, trebuie să aveți da, și un pic Foarte adevărat, chiar am vrut să adaug început. că am vrut să adaug că noi nu avem o școală de film în sensul ăsta. Comercial. Da, da. Chiar nu, nu cred Buns că există un comercial. focus. Da, da, da. Adică să fie, nu, dar să, să, să poți să deprinzi, în primul rând, scritura de film, să poți să scrii film foarte bine pentru producție, nu, Şi, nu cred că este. Băi, și să scrii film foarte bine pentru toată lumea. Da, da, da. Corect, corect. Dacă asta e o meserie Nu o sine. chestie elitistă, bla, bla, bla. Nu pentru circuitul de uh, festival. Afară, dacă te uiți la genul ăsta de comedii și te uiți la lista de scenariști, e scenaristul care scrie situația, ești scenaristul care scrie dialogul. Uh -huh. Adică sunt niște meserii în sine. Stai un pic să nu le amestecăm. Da. Eu dau și respect foarte mult pe Cristina Iacob. Că ea a fost prima care a zis, bă, trebuie, trebuie făcut și film comercial, dă un în pizda, mă Arta, 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 festivalul, nu știu ce. Și după aia ne supărăm pe cine ce, că nu mai are bandă de bugete de film. Pura în contextul în care la ei nu se întoarce nimic. E totuși un business, cum ai zis și da, tu. Corect. Este. Faptul că există filme ca Miami Beach, Five Gangs și mai știu eu ce care sunt făcute, inclusiv cu... Nu, nu și Miami Beach, care sunt făcute cu ajutorul CNC, alimentează un obicei de consum la nivel de film românesc care se răsfrânge inclusiv asupra cinemaului d'artă de, de la noi. Da, corect. Da, numai că, bă, nu știu, mi se pare și că nu e extraordinar de respectată zona asta la noi, nici nu știu dacă Tu ai văzut cinemaul indie-american cum e? Și ce? Pentru că și cinemaul comercial e cum e. Bă, am văzut niște filme independente pe 2020 cel puțin, am văzut un horror făcut de o gagică mă spart pozesor să numești, nu știu, chiar vi recomand. Cu o, o blondă în rolul pe cum o cheamă. Așa, știu da, filmul. Da, da, da. Da, da, da mamă, interesant. Mamă, deci, băi, da, 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 ce vorbim? Toate prăjilile alea de le face Nicolas Cage, de nu mai înțelege nimeni drag cu nimic din ce mai face, Mandy da, și toate alea, to a, cu King Crimson, și toate delirurile alea, ales filme independente, care au început să arate, la fel de bine ca un film comercial și-au început să concureze la nivel de cult following cel puțin a, da. cu francize de-astea mai. Să știi că sunt foarte curios dacă plătești YouTube Premium și acest la YouTube Originals. Da, sunt o grămadă o de filme și sunt grămadă de filme de scurt metraj făcute divers prin lume care sunt chiar bune. Uite, Setti Germanala care a făcut cum uh, Fury. Uh -huh. Tu știi da. cum se face Cum Fury 2 Doi? în România? Da, am auzit ceva. A, în România? N-am auzit. Se lucrează în România? Nu, no, da. trebuie să văd unde. Mă duc la casting. David Hasselhoff? Nu, no. s-a dus? S-a dat? David, fii atent! Dar pentru end credit. Vreau să joc Băi. bolul unui nume pe end credits. Eu, eu dau acum niște inside-uri. Mamă, dacă se uită la podcast-ul care mi l-a dat, mă strânge de gât. Deci, Cum Fury 2 este oh, băiatul ăla, cum îl cheamă, așa... care Actor și, rechizor, și actor, Da așa. El. Acela. Ar Chiar Arnold... el îl cheamă, așa la numele. Arnold Schwarzenegger. Arnold. Arnold și Michael Fassbender. O, o, o. Care au venit a, și cu bani. <laughs> au zis, ne băgând, a venit și cu bani. Vreau rol principal, dar aduc bani de acasă. Uh, în cum Fury doi. Care o să fie, nu știu, ce s-a mai zis. Cel puțin, pasune, pasune, sigur, sigur să lucrează în România la VAMPOST. Asta știu. Nu știu ce fac post-producție, n-am insider-uri de-astea, dar mi s a zis astea două nume. Trebuie văzut. Eu sunt curios ce o să iasă. Mi se pare că acum următorul film, și asta sunt curios cum o să fie, asta caritabil, că care România un proiect de film din ceea ce știu, uh, caritabil, care urmează să iasă cu copacul vieții. Pentru, anul, anul pentru copii cu cancer? Da, cred că pentru la? Hospice, pentru, da, bă, pentru care hospice, tot colaborează. Da. Da. Bă, e o curiozitate, trebuie văzut. Normal E un normal. demers foarte știu, interesant. Știu și de proiectul ăla încă de anul trecut. Da. Bă, o zonă unde... Deci asta cu siguranță e o zonă în care nu, cred că se insistă încă destul la noi și este potențial de creștere uriaș. O altă zonă ar fi cea a jocurilor. Acum, când zic jocuri, nu mă refer la intreșeptarii. Mă refer la jocuri care sunt foarte story driven, care pentru mine reprezintă un mijloc de exprimare artistică peste film, pentru că ești mult mai investit, pentru mult mai mult timp și pentru că adaugă elementul de interacțiune. E Dincolo gradul de, de faptul... Imersiune mult exact, mai mare acolo. Exact. Da? Imersiunea prin interacțiune directă cu uh, personajul, prin pur și simplu faptul că ai un simț, adică îți folosești simțul tactil să controlezi un personaj care te reprezintă, mai ales în jocurile care sunt no, role-playing games. Văzut în afară, băi, niște jocuri care sunt scrise atât de bine. Da, Stricastori. Ghost of Tsushima. Ala, Ghost of Tsushima, sau da. A fost da. Bun și Ghost of Tsushima. Care e pe melodrama, așa, pe labă, dar asta e cam telenovela, așa. Bă, da, dar la un punct încolo alt joc care m-a spart. O par... să fie ecranizare și la God of War, din ce am înțeles, o să se facă da, da, ecranizare. Da, am văzut și eu, da. Da. După Last of Us ăsta, altul care m-a spart. Last, last, last of Us 2 a fost incredibil. ai? Noi l-am jucat pe stream, l-am terminat pe stream și a fost o aventură senzațională. Sunt păreri foarte împărțite printre prieteni Da, și cu noi le-am discutat. A da. Da. fost mulți care erau investiți după primul și, mă rog, se întâmplă niște lucruri, no spoilers intende, dar. nu zic de, da. l-am jucat doar pe primul și mi-a plăcut foarte mult, nu mai am timp să mă joc și de câte ori apare da. un joc care știu sigur că mă interesează. Se întâmplă lucruri. Stau foarte departe de el nu, nu, mă știu cum sunt. Dispar personaje importante pentru cei care am au adorat primul titlu și atunci a fost un val de uh, vai nu, dar cum? Un fel da, de por. Ned Stark -ă reală, ca să zic așa, țin Merge... momentul ăla. Am înțeles, am înțeles. Deci... Merge povestea bine și la fel de natural ca în primul înainte? Mie mi se pare că au explorat o zonă în care și-au asumat riscuri mari și le a ieșit foarte bine. Adică, mie unul mi-a plăcut, dar eu nu am fost atât de investit în primul titlu. Deci nu sunt la fel de. nu am fost, fost la fel de pornit. Nu știu atunci cum o să te lovească. Mă uitam la Zelda ăsta de spuneam că mi-a arătat viața din cauza lui când a apărut pe Switch. Doamne, cum e și la și scris și făcut și firul narativ. Numai departe de Witcher. Da, bine. Da. Numai departe de Dragon's Age. Pot să-ți dau N exemple. Exact. N -exemple. Sunt. Wasteland 3 am jucat, că a fost foarte, foarte bun uh, și chiar le recomand și pentru poveste, a fost foarte bine scrise dialogurile, multe personaje iconice, oare ce a mai fost Divinity Original Sin 2, joc, adică și noi suntem gameri de mult. Și cu, am jucat, cred că absolut orice titlu a fost relevant, l-am jucat. Deci zic că ce nu avem, ce mi se pare că nu avem, sunt câteva studiori și autotonii care fac jocuri, am mai auzit dar nu se investește mai nimic în zona. Adică dacă în partea de film nu se investește, cred că în partea asta de studiouri indie, de game design sau game development la noi, cred că și mai... Ce se întâmplă la, un, la, la, un moment dat cu, cu, noi? Că știu că aveam un joc de ăsta cu submarine sau nu știu ce naiba. Nu știu dacă mai țin, dar cu vreo 15-16 ani. Era un joc făcut de români, un simulator de ăsta de submarine, care a foarte preț de așa. Că în rest, ea are filială destul de da, mare Da, aici. și ubisoft o are cu Gameloft. Da, am și fost, am colaborat cu ei, am, am da, fost da, pe da. am făcut stream de la ei. Sunt am avut o campanie cu testări și cu angajarea de testări. Dar sunt foarte și multă lume care fac, out, face outsourcing în România. Eu mă refeream strict la ceva proiecte din astea locale, care să fie așa grassroots și să... Dar voi știți? Adică știți nu prea. proiecte locale? Știți nu prea. game developer independenți? Nu prea, da? am mai cunoscut o parte pe la evenimente, pe unde ne-am dus. Dar uh, nu știm cum au evoluat proiectele în care erau băgați. În schimb, ce-am înțeles e că avem foarte multă și mare industria IT și eu cred că mult din IT-ul ăsta e video chat. Chiar, chiar cred că <laughs> în statistica asta pe care o face lumea, cred că industria IT din România... Pe păi mă, dacă este kit, și ca să-ți imaginezi unde unde m-am blocat foarte tare, a fost în momentul în care eram pe ceva site de echipament audio-video și mă uitam la ceva masă din asta de uh, montaj live și între produse era kit video Ce conținea de deci era? kit video chat? Conținea banană? Nu, nu conținea piscinuță? Nu. Conținea nu. baboiași nu era... care să se uite cu sufletul curat? Nu era pentru Twitch. Timp de 24 de ore? Asta mi se pare tare. La kitul de video chat să-ți dea și omul care să se uite zi și noapte. Nu, par. mă, dar trebuie să cauți, uite, să vezi că nu, Uite, nu mint, undeva există, nu mai știu, nu știu dacă pe site-ul ăsta, dar lumin, era cameră, uh, ceva, lumin, da, lumină, lumin, deci... Și sclavete. <laughs> asta <laughs> e tot. Dar Lumină, terminologia camera, în sine, știi? Că nu era kit conferință, nu știu ce, kit, kit video chat, adică clar aimed at a target audience, well defined. Băi, și acum hai să vorbim și despre asta. De, orice. Există o carență morală aici? Ți se pare că lovește moralitatea sau în fibra morală a acestui popor faptul că unele fete recur la videochat? pe mine nu, pe mine nu eu mă deranjează să... că eu nu sunt una dintre acele fete. Da, eu știu ce spui. Deci pe mine nu, nu, mă afectează, eu nu pot să zic că adică mă gândesc că orice formă de expunere sau sex work is still work, că de -aia are work în nume și nu, nu pot să ai... Cum zic, nu pot să-mi joc de nimeni care câștigă o pâine în vreun fel. Este, este video chat -o, o muncă? Cred că e o muncă, da. Și cred, o muncă. Nu numai că e o muncă, dar cred că it really takes its toll. Eu cred că, din punct de vedere psihologic, efectele pe care le are munca pe care cineva o prestează în zona aia au niște ecouri care se duc în viață mult și am impresia că nu știu cât de tare le va afecta, cred. Nu mă bag din nou. What the fuck do I know? Că n am terminat Bă, psihologie... Da nici măcar master nu l-am terminat din coace. Deci... Eu am discuția asta în contextul în care am fost într-o relație cu o fată care făcea video chat, mm -hmm. o făcea într-un anume fel așa, înțelegea toate implicațiile astea colaterale, psihologice și fii atent, era, fusese corporatistă anterior și a lucrat la un brand foarte mare, nu vreau să zic ți-l spun după aia, okay. așa, și avea o poziție destul de importantă acolo și decizională și a preferat să se ducă să facă video chat ca să renunțe la poziția aia. Și mi-a explicat de ce, și mi-a explicat cumva, că moralmente este mult mai puțin ingrat ce face aici decât ce făcea acolo. Se poate, cred că se poate. Fiind da. o femeie o matură, cu capul pe umeri, care înțelegea inclusiv implicațiile astea psihologice de care spuneai tu că mm -hmm. unele fete, probabil la 18-19 ani, nu înțeleg toate implicațiile astea. în da, Pe de altă parte, nu... Mi se pare o lipsă de respect să te adresezi fetelor care fac meseria asta ca fiind niște oameni pe care i-a trântit viața în poziția de videociatistă. Da, nu, dar nici nu, nu... departe de mine, ți-am zis, mie, nu mi se pare că zona asta e, sau că ar, ar trebui tratată cu... Uh, nu știu, lipsă de respect sau din partea mea să fac atâta timp cât it doesn't hurt anyone și nu cred nu știu în ce măsură provoacă, nu am o vedere de ansamblu suficient de, de largă să-mi dau seama dacă să fac strică rău. ceva asta ce strică? Unde strică? Băi, ar putea să propage uh, prin rândul tinerelor care pășesc în viață e o că că cale ușoară de -a, -a, a obține bani adică fata asta de care ți-am spus cu care am fost împreună, pe care o și pup dacă se uită și mă gândesc la ea destul de des, pentru că nu, mă gândesc la ea destul de des pentru că mă gândesc la cât de greu e. Ah, okay. Nu, stai, Man. să nu se înțeleagă greșit. Da. Adică mă gândesc cu îngrijorare, zic, bă, o fi bine totuși fata aia, ar trebui să o sun. Acum. Uh, nu <laughs> acum, nu, da, nu, nu. Da, La asta mă gândeam. E supărată pe mine, nu cred că răspunde. Alo, Carrefour? dar mă gândesc, mă gândesc constant dacă e bine pentru că știu, vedeam cât de greu e. Uh -huh. Și alesese conștient în chestia asta. Și una e fata asta, exact care spuneam, care a ales a recurs la videocea ca la o, o alternativă și Alta este o fată de 18 ani care zice, stai bă, nici de un pula mea facultate. Da, alege drumul ăsta că e și, mult mai simplu. Mă duc la București și fac video chat. Și din punctul ăla de vedere e posibil să fie periculos. Ah. Plus că au apărut și toate adurile astea care sunt destul de atractive așa. Care Ce arată e? ca pe... Pă... Folosesc și, și niște vectori de, de, imagine. Ai văzut că a fost, dita scandalul cu Bianca pe pereți. Da. Nu știu care, nu, nu, și vezi soluții la asta, eu nu știu care ar putea fi soluțiile în zona asta. Adică, uite de, de ce zic, apropo de fibra morală Soluție... de care aminteai mai devreme, mi se par mai perfide persoanele care fac pe, pe, Twitch hot tub and beaches, whatever the fuck, da, da, pentru da, că da. ele știu, acele persoane care fac, acele creatoare de conținut, să le numim politicos, știu ce fac. Ele știu că, de, că they're praying... Mm -hmm. uh, pe un anumit tip de, de public, că exploatează o anumită slăbiciune da, da, da. a unui anumit tip de public. Deci nu o fac pe când videocetul, ca să revenim, este, folosind uh, la motivul emisiunii da, podcastului, da. asumat. E mai asumat. Acolo, când, acolo deja, da, știi, este, este, da? e o zonă în care. Ceea uh, ce nu înseamnă că nu e bagabă proastă. Bă, da, corect. Că și asta e. Corect. Că e asumată. E, asumată. e mai greu să-ți dai seama, cred că e mai greu. Din m am impresia că e mai clar să da, vezi mă, cine mă e cu moralitatea plată. Mă, mă enervează un pic când proiecția e una, intenția e alta, e acolo o incongruență de asta, o, o duplicitate de asta. E, e un act uh, foarte duplicitar la Hata, Bici, Puls și Mama dracului. Poate că dacă am blama și consumatorul ar fi, nu știu... Consumate. E foarte greu să blamezi consumatorul pentru că mulți oameni care intră și consumă video chat, și asta o știu tot de la fata da. asta, Point. sunt niște oameni care sunt foarte singuri în esență. Așa, dar mă sunt refer ca la singur. droguri, da? Mă refer să fie tratat cumva subiectul Da de da. cu tratate drogurile. Adică, dacă ești genul de om care poate consuma anumite substanțe, nu ești neapărat privit ca fiind ok. Așa să fii și dacă, nu știu, consum genul ăla de... N Sunt oameni care se simt așa. psihic mult mai confortabil acolo și care au trac cu interacțiunii directe. Atunci ele fac bine ce fac. Atunci fac bine ah, ce fac. Therapy. <laughs> știu ce ce posibil, da, și e terapie. E posibil, e posibil să fie terapie prin no, dildo. Poate. Băi, bă, nu e... e... E foarte ușor să tranșezi atât de clar și nu că e ușor, nu, nu, nu. ce debitam, dar e greu, mi se pare dificil. E dificil, sunt foarte multe nuanțe. Foarte multe nuanțe. Cei mai fideli clienți ai fetei astea și vorbeam cu ea la un moment dat, erau oameni în fața cărora nici măcar nici nu se mai dezbrăca. Efectiv, stăteau de vorbă. Da, era pentru conversație. Ba, mi se pare că, uite, oricum zona asta în sine acum trece printr-un Că deja -și, și pe terminate, nici nu știu, într-un hmm. boom de relevanță. La un moment dat, o să existe, în mod evident, o saturație a pieței. Da? Este nu o la... inflație. Astăzi, o acum inflație e o inflație? multă vreme, da. Și la un moment dat se calmează, piața se cerne, lumea o să la fie... Fel ah, zis, da, video la fel am zis în 2019, dar a venit pandemia asta, care a, a, a umflat-o din nou. Oamenii au nevoie de prietenul. A, bine, Oamenii da. au nevoie de apartenență. Am, am, am mai avut discuția asta. Suntem toți foarte conectați, dar foarte singuri în același timp. Suntem singuri conectați. Așa. Da. Singuri ești conectați? Singur, singur sunt conectat. Da, 100%. 100 singuri conectat. Plus că mai este și, exact cum spuneam, incongruența asta dintre proiecția pe care ți o face mediul online și persoana reală. Da, clar. E chestia asta și ă, asta voiam să vă zic că voi ați intrat foarte des în contact direct cu membrii comunității. Am intrat, da. Creative Monkeys. Care-i gradul ăsta de conversia persoanei reale în eu digital, ca să zic așa? Cum e acolo? Ați simțit, v-ați făcut o proiecție personală legată de unii oameni care fac parte din comunitate și v-ați întâlnit și erați. Hmm. Dar avem... nu e chiar așa. Da, avem un băiat hmm. în comunitate care e poate cel mai aprig moderator pe care îl avem și cel mai dedicat pe care îl cheamă Alex. Nu există. Și ce am remarcat este că Alex există. Deci asta a fost un șoc pentru noi. Este moderatorul de ăsta. Când l-am văzut, el chiar exista. Știi, asta a fost o... Nu, dar lăsând gluma la o parte, sigur Bă, ce că pizda sunt... face? Ai venit în persoană aici? <laughs> Eu am direct. Ia vreun un încoace. Nu, sunt... sunt uh... nu știu dacă avem așteptări, că noi... Îți dai seama că avem emoții când ne întâlnim cu ei și ne gândim, oare cum ne văd ei? Eu cred că asta e foarte, știi? Vedeți ce așteptări au ei, că sunt oameni care, dacă intră, imaginează-ți că faci timp de șapte ani stream două, 3 ore pe zi, 6 zile din șapte pe săptămână. Oamenii ăia stând atât cu tine, ei te știu foarte bine. Deci ei, când te văd, au impresia te că... Te știu o... foarte bine? Asta. Au impresia că... Da. Stai, 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 stai. Nu, știu stai, informații stai. despre tine și simt că te știu foarte bine. Hai să o zic așa. Ei simt că te știu foarte bine. Despre asta e vorba. Și atunci, când zic, tu ești așa... Ești omul de la ei din cameră, așa. <laughs> știi? De la care s-au uitat, mă rog, oamenii de la ei din cameră pe care i-au văzut două, trei ore zilnic. Chiar și... o, am avut un cuplu care au venit la noi la stand acum doi ani la Comic-Con și au zis ce ciudat e să nu vă văd în sufragerie pe televizor. Da, e <laughs> amazing. Și atunci noi cred că mult mai tare ne concentrăm cumva să, să nu le dăm dispel așa la imaginea pe care și-o formată, dar ceea ce în cazul nostru e foarte ușor pentru că nu jucăm roluri. Deci noi chiar suntem ăia. Și asta ne-a ajutat foarte mult în relația cu ei. Ne suntem ăia. Sigur că nu arătăm poate uh, absolut toate părțile, nu știu, negative de Băi... the, 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 bad. Dar suntem ăia în proporție de cât? 70-80% Bă, e și o zonă personală în, care... Ceva trebuie să... trebuie să, rămână personal. Da, Nu, da. ceva trebuie să rămână personal. Corect. Păi de, ea de avem aia... OnlyFans. Că altfel aveam OnlyFans. C n -n trebuie să Nu. No. Deci de -aia nu mi-ați dat ad. <laughs> La de aia. Fucking Asta aia. era. Dar noi, când ne-am întâlnit cu ei, foarte mulți am fost. De foarte mulți am fost uh, plăcuți, impresionați. Nu cred că am avut niciodată o întâlnire, să mă corectez dacă greșesc, dar nu cred că am avut niciodată o întâlnire cu un, un fan, să zic că deși termenul sună ciudat și impropriu, și să fim dezamăgiți. Să vedem și să vedem și, a, tu nu ești deloc cum ne-am imaginat. Nu prea, că nu avem proiecții așa asupra lor. Sau să gândim, nu știu, oh, pe tine nu te-aș vrea neapărat în comunitatea noastră. Da, nu. Am da, avut. În schimb, am avut, în schimb, -am în schimb, uh, am avut uh, susținători care au venit la noi la stand și au fost foarte dezamăgiți de înălțimea mea. Băi, lasă cu, cu tine, cu înălțimea. Mi-a zis o fată, bă, și era și de o frumusețe de asta rară, mi-a zis acum două săptămâni. Vai, dar urmăriți urmăresc podcastul nu și m-au oprit pe stradă. Îți urmăresc podcastul, îmi plac extraordinar de mult. Uh, nu știu ce. I-am răspuns, adică eu, eu, deși pare că sunt o persoană socială, nu prea sunt, adică S -s foarte cârnat așa. De aici ești în elementul tău. Aici, da. da, sunt la mine în, subsol, în sex dungeon, aici. Cum you're you're a zis, like la a, a happy -a... fish. A? În apele astea. Exact. Put like a happy fish în apele astea. Nici o problemă. <laughs> și mi-a pus niște întrebări, am răspuns cam în doi pere, așa, că nu știam exact ce să răspund. Intrase și într-o zonă mai personală, așa ce e drept, și s-a despărțit spunând bă, dar nu mă așteptam, ești mult mai cârnat decât credeam. What the fuck? Bă, ce cârnat ești de fapt. Și da, să rămână, eu tot timpul zic că sunt cârnat. Acum, dacă nu mă crezi... Wow! Da, 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 și eram așa, zic, Cred că e compliment, prefer să fie compliment ăsta. Nu știu, poate înseamnă altceva. De unde vine ea? Da, <laughs> adică... nu, cred mă că înseamnă exact. Da, însemna exact da, ce? Nu, nu, nu că dacă ei fi, ei fi văzut și mimică, și... Bă, dar ești mult mai cârnat așa. Și ai simțit că ai dezamăgit-o? Băi, nu e ca și cum ar fi prima femeie din viața mea pe care am dezamăgit-o profund, adică... Stai liniștit. Nu, era chiar a treia sau a patra în ziua aia. Era pe la 11 pe dimineață. Nu, mă, n-am avut. Noi am avut chestii, nu știu, foarte interesante. La un moment dat, uh, când sărbătoream, cred că era un an, era un an de stream, când uh, se împlinea primul an de, de stream, așa să-ți imaginezi că oamenii din comunitate erau atât de apropiați, atât de tare s-au apropiat în acel an, că s-au întâlnit ei să mănânce un tort, așa. să aniverseze un an de stream ei știind că noi nu avem cum să Mai ajungem să tort, sa... tort și-a făcut un tort Așa. da și-a făcut un tort, L -l Long Live the Creative Monkeys să se întâlnească toți și să mănânce tort, să sufle în și să bea, că s-a împlinit un an de stream. Da? Și s-a întâlnit aici, în București, pentru că aici, aici sunt mai mulți. Cred că de aici, în continuare, avem cei mai mulți urmăritori. <laughs> și uh, noi le-am zis, noi am, noi am, intrat pe, pe stream, le-am zis că, uh, nu știu, trebuie să încheiem mai repede sau ceva de genul și ne-am dus. Oricum, și am surprins, adică am intrat peste ei, am luat cu joc, no, am intrat peste ei la aniversarea asta și a fost extraordinar, a fost o seară foarte, foarte faină. Deci a fost prima, să zic, interacțiune chiar uh, super apropiată cu, cu ei. Și pe aia la fiecare Comic Con, la fiecare uh, Bloggers Land Party, la fiecare, ce mai a fost, DreamHack, la Bucharest Gaming Week, ne-am întâlnit na, evenimente gaming, nu știu, o o energizant pe jos. Extrem de trivială. un mercantilism paroxist. Haide. Nici nu știu cum am putut să mă gândesc la așa ceva. Da. Punem mâna pe microfon. <laughs> că o să vreau răspuns și de la tine. Care-i care mărciu care a mers cel mai bine la voi, Ever? Ce s-a vândut cel mai mult? Aici Din... că nu mă rama, poate să zic exact, pentru că tot ce înseamnă prezența noastră la orice formă de convenție, iai mastermindul, mastermind-ul de la da. stand, la băci de la... lumea, ramă. De la Creative e, Monkeys? E... Acum sau din toate timpului? Hai să e... facem un top așa. Ever, ever, ever. Clar, tricourile sunt cumva produsul nostru de top pentru că acolo e, implică, a, le implică și partea creativă, adică tricourile pe care le avem sunt designuri uri făcute de Codin. Da, bine, asta nu de asta de față nu este. Am zis că tot tot... De, din live, în schimb, era da. Dar, altfel absolut tot ce am făcut, tot, tot ce am avut la stand de fiecare dată se dă tot că avem îmbrățări, că avem sticăre, insigne, orice, ce, pot să-ți spun ce nu s-a dat neapărat ah. atât de bine, agendele nu s-au dat atât de bine. Adică au Pentru trecut că sunt oameni cu suflet curat la voi în comunitate și n-au agendă. <gătă> n-au agendă, exact. N-au agendă. Sunt... Nu, mă, dar lumea... Rest, tot. Tot e... Da. Ne, ne, chinuim destul de tare să avem cumva chestii în, în alt calitative nouă, oricum. Și, da, să fie și cu, calitative. și asta cu tricourile a fost o aventură și până la urmă am ajuns să colaborăm cu niște oameni foarte faini care Uh, fac și pentru chestii margin Disney, și adică lucrează din România, dar pen, pentru branduri uriașe și cu ei am avut un deal pe care l-am făcut de mult și îl tot uh, alimentăm și am marșat tot timpul pe calitate superioară. Asta am vrut tot timpul, dar la un preț accesibil, că ne-am gândit și la oameni. Ne-am gândit, bă, nou, ce ne-ar place să avem, cum, cum am vrea să fie să nu da. cadă modelul, și după prima spălare sau să-l iei e, pe fierul de călcat. Nu cârnățării de asta, dar vreau să le fac eu cu fake-uri după branduri originale care să hmm. fie mai scumpe decât original. No. Bă, să faci fake care mai scump decât da, original. -am am să fac... maker... Am vrut să facem scame de firmă. Așa. Să ți iei scama și să-ți o pui, știi, să ai așa super cutiuță și să, iei să spui pe tine scamă. Isn't that a scam? <laughs> Da, și în rest, brățările au fost la foarte mare trecere și sunt continuare, poate și pentru că sunt foarte rare. Că le, le dăm doar la evenimente. Da, mult exact. Pentru brățări, deci, deci am două. două. Da, astea se la evenimente. Că nu le, nu le avem în, în shop și atunci lumea le ia doar când apucă. Sau să mai, mai avem Agăți momente. Agăți cu brățările astea? S-ar putea să recunoști e... pe cineva care mai are brățele asta sau cineva pe tine. Asta am înțeles că se întâmplă destul de des. Hey, și hey, hey. mai sunt momente în care le dăm pe stream, deci în care le oferim cumva fie ca premii sau legat de niște giveaway-uri, așa se mai întâmplă. Dar astea toate au fost apreciate. Și acum s-ar putea să urmeze să facem și niște uh, ochelari de soare, tot felul. Avem, există. De soare. Există. Foarte mult potențial în zona asta. Numai marele inamic al nostru și cred că al oricărui om creativ care vrea să facă chestii... Este Mickey H. Da, timpul. Timpul. Ah, timp, timpul, scuze. Da. Ah, o edităm pe asta. Timpul. Timpul da, mă, lipsa lui mai ales. Deci nu avem, suntem doi plus colaboratori ocazionali, Avem un băiat care lucrează acum pe partea de editare mm. uh, shout-out notar care face DPS-urile la noi, montajele de pe stream și care ne-a fost student. Deci noi așa l-am cooptat, că venit la cursurile noastre de editare și acolo s-a remarcat cum ar veni, după care am continuat colaborarea. Și mai avem oameni creativi în comunitate, numai cumva nici nu putem colabora cu toți pentru că nici nu ne-am simțit corect să profităm fără să-i plătim știind cum este să fii acolo pe partea cealaltă, noi nu am putea niciodată să luăm pe cineva, să exploatăm la modul hai fă, chestiile astea și lasă că vedem noi sau și iau un tricou. Știi, that would be so fucking bad. chestia asta, mă deranjează chestia asta. Am avut podcastul ăsta cu Luca. Optica lui fiind următoarea, legată de producătorii de bituri, uh -huh. cum zice el, Luca de la Da, da. Bă, dacă n-ai un brand personal, n-ai un nume inițial, te-ar ajuta foarte mult dacă ai produce pentru niște artiști care sunt mai high-profile, care să te menționeze, ulterior da, alimentându-ți brandul personal și o să ajungi inevitabil la un moment dat să uh, fii plătit pentru asta, dacă ești ajuns de bun. Și stăteam și mă gândeam că e diferență de optică. Că eu, când am apucat, spre exemplu, de producție și digitală, de astea, mi-am setat un preț. Băi, și n-am vrut să renunț la el. Deși, în primii doi nu. ani, băi, muream de foame. Știu că e ciudat să zic eu că muream de foame. <rătă> Înțeleg, da, ok. Dar chiar muream de foame. Adică, aveam altă sursă de venit. Uh -huh. Scriam pentru alții. Nu? Dar, din muzică, dacă era doar asta. Și am fost ferm convins de faptul că eu indiferent de cât de puțin sau mult o să fiu plătit, trebuie să fiu plătit pentru muzică. Da, mă, dar sunt mentalități diferite, că există și vorba asta, nu? Că dacă ești bun la ceva, nu o faci niciodată gratis. Adică dacă ești cu adevărat bun la ceva, nu o faci niciodată gratis. Gratuit. Da? Da. Deci, nu știu, depinde de ce optică ai asupra lumii. Contează foarte mult how you frame things. deci să... Cum pui lucrurile în perspectivă, poate să facă diferența. E nu există prieten mai bun ca înfrângerea, nu? Este ceva, depending on how you frame it, there's no friend like defeat. E un vers de lui Kamau, pe piesa Bambu. -am Inevitabil am ajuns aia. la referințele astea și băi, muzicale. Și a zis Ramon la un moment dat, probabil că o să vorbiți mult despre hip-hop. Știi, nu vorbim. de, știi cât am evitat și evit în continuare motiv pentru care o să pun o întrebare care mi-a venit pe WhatsApp de la Măruță, de la Cătălin. De la Măruță. <laughs> Proiectați-mi Creative Monkeys 10 ani în viitor. Cum o să fie Creative Monkeys? În aceste momente ale vieților voastre, cum vedeți Creative Monkeys peste 10 ani? Și să nu fie vag. <laughs> nu știu dacă putem nu, da. Trebuie ceva. să. Da, v bă, cred vag, că. Vag. Vag, dacă vrei, că o să încercăm să reintrăm în zona educativă mai mult pentru că simțim că există o cerere și un, un alt tip de, de dorință de învățare pe care o să se la oamenii noștri, dar și la alții care de-abia intră în contact cu noi. Și Mergând. Poți detalia, a intrat în zona educativă și eu am planuri în direcție. Da, da, noi am început cu tutoriale. Da? Bun, Așa. o să revenim la a face tutoriale pentru că acum pandemia asta nu ne-a permis să mai facem cursuri la punct. Probabil acolo o să facem podcast-ul și cursurile pe care le aveam în derulare acolo le vom transforma într-o formulă digitală și le vom pune pentru acces către membrii cel mai probabil pe YouTube. Ulterior încercând să dezvoltăm partea asta cum? Noi avem un plan extraordinar de vechi cu tabere de creație pe care am vrea să le facem la un moment dat să nu să le facem poate cu niște parteneri undeva pentru că ne place și apropierea asta fizică și abilitatea de a fi față în față cu un om și a explica uite ce greșești aici, adică știi să fii acolo, hands-on approach. Voi aveți simțul ăsta pedagogic, nu? Adică... Totdeauna a plăcut. Eu, eu, am predat o vreme foarte puțină în facultate pentru că nu prea era cine, că nu prea știa nimeni VFX și de astea. În continuare peisajul sărac, Dar atunci era și mai sărac. Dar Ăștia care sunt cei mai buni de fapt sunt aruncați la niște studiori de-astea de producție care lucrează pe afară mm -hmm. Băi, și din punct de vedere, din punct de vedere financiar sunt inabordori in in complet. Da, da. complet. Deci, în zona asta? Tabere de creație, cred că zic bine că am vrea să avem, și poate să încercăm să susținem filmul independent și direcția aia de producție de conținut. Adică să apară mai multă lume care e interesată să creeze povești scurte, videoclipuri, dar gândit, deliberat, construit, știi, nu așa după ureche. Și să încercăm, dacă putem să aducem un aport în zona aia, cred că înspre asta vom merge. Adică să mărităm cumva ceea ce ne place în domeniul ăsta cu abilitatea de a-i învăța pe alții. Nu știu unde vom ajunge în 10 ani, 10 ani mult, cine știe. Da, mă, știu că Continuăm acum... și cu, cu stream-ul, bineînțeles, adică vrem să le facem pe astea în timp ce deja facem ce facem. A -a. da, exact. Filmul roboțem, tot am zis. Sunt foarte curios de film, adică dacă aveți cumva nevoie de ajutor pentru un pins pe cinema sau asta. Cine știe, pe de... păi stai să ne auzim peste 3-4 ani când e gata. De ajutor, avem nevoie de tot ajutorul da. din toate părțile. Nu Contați că pe ai. mine. Uite serios, și zic. tu la fața mea. Strigă ajutor de când m-ai văzut. Da. <laughs> nu mai zic de clipește de ajutor pe partea de sound design. și. Azi, nu, nu, acolo nu zic, nu zic nimic mai e o zonă care ne place foarte mult și și mie îmi place foarte mult. Place îmi place foarte mult foliul, foarte mult. Da, 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 da. e amazing. Și nu cred că este. Este studio de folii la noi ca lumea, nu cred că este. Da, da. Sau curs. Te duc eu dacă vrei. Da, nu e... există curs, există studio. A. Da, care nu e folosit corespunzător. 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 Mm -hmm. E Marius Lefterache care folosește folii foarte mult pe care poți să-l vezi nu știu, un pas în urma Serafimilor, un film la care l-a lucrat zis. și pe muzică și pe, și pe, și pe folii. Uh, și am lucrat la un science fiction de afară, tot așa independent de ăsta, science fiction de dormitor, dar care arată foarte bine, care se numește Blood Machines. Okay. Da, aș putea să-ți arăt. Băi, lasă că după. Facem. Ne mai uităm după și facem. la asta. Și nu, da. știu, am, nu știu cât mai stați voi, dar cred că am putea să-l sunăm și pe el să Vedem dacă putem să trecem pe acolo, că e impresionant ce are el acolo. Pă. Adică chiar e. la în studio da, deci e impresionant. Cam, cam, asta e, cam asta e direcția. Și acum pe plan personal îți dai seama că avem și pe planul ăla planuri, cumva. Nu La un moment dat. Că... Nu, dar alea sunt este evidente, știi? Adică, să da, așa, e... cursul firesc al lucrurilor. Și acum vom vedea în ce măsură acel curs va, se va întretăia cu zona profesională și cum îi vom face uh, spațiu cum îl vom uh, menegeria. Ramo, ai simțit că îți mănâncă partea asta profesional și munca foarte mult din zona personală și din spațiu personal și din echilibru sentimental, emoțional, moral? Deloc. Nu, nu, noi am fost întotdeauna, eu și cu, din o echipă și ne-am completat atât de bine că nu am cumva să omogenizat toată, toată treaba. De-aia am rămas noi doi uh, în echipă tot timpul și probabil că o să rămânem în da, cât o să avut în cap? Matiz. în momentul în care am, a zis, ne vom uni destinele, ați avut în cap tot timpul undeva în background și ideea asta de parteneriat absolut? Cred că, că s-a format. Da, s-a format în timp, s-a cimentat în timp, știi? Adică, da, ne-a plăcut tot timpul să lucrăm împreună, să, să învățăm unul de la altul din abordare. Eu sunt creativ, dar de lăsător, ea e extraordinar de pragmatică și creativă, deci aici am am bătut, dar ideea e că uh, avem calități complementare sau abordări. Suntem creativi cumva în, în direcții diferite și asta ajută foarte mult. Da. Din ce am observat la Ramu e foarte un point, așa? E, are are, uh, are let, da, let's do it attitude, știi? Are un hai da. să facem și uh, ea când zice de zone creative diferite în ideea în care lucrând foarte mult pe partea de uh, ceramică, pentru că s a făcut acolo, îi hands-on approach, literally. Deci e, e, altfel decât să apeși un buton de rec sau să stai în fața unui calculator. E chiar partea comică e că zicea că niciodată nu o să, niciodată nu o să vezi să stea jos la calculator să lucreze ceva. Niciodată. Uh -huh. <laughs> și Și am zis că urăsc animația și niciodată nu vom face animație. Deci, și asta a fost să fost chestii zise. Au fost și, spuse. Da, au fost spuse și acolo au rămas. Da, da, am avut multe probleme. Uite, eu o zonă în care nu am intrat în discuție, dar au fost de-a lungul anilor foarte multe, să zicem, hopuri destul de greu de trecut. Voiam pe, să vorbesc despre praguri. Nu, pe partea de cum este privită o femeie în România care nu face același joc de rol pe care le așteaptă societatea de la ea. Adică la început și cu animația și cu roboți când venea lumea și zicea bine mă, băieții înțeleg, dar fata ce face? Când ea literalmente, da, deci asta a fost retorica oamenilor, foarte mult timp a fost, ne-am ciognit de, de, de chestia asta. mult. Da, bun venit în România, deci mentalitatea asta era dacă nu, păi cântă, dansează ce face? Să dezbracă pe undeva? Nu. Dar ce face? Animație. Ce animează? E animatoare? Da, e animatoare. Pe cub. Bom, dacă zici că ești animatoare... Unde e... animează pe cub? Nu, deci groznic, groznic. E o mentalitate retrogradă, infectă, de care scapi foarte greu. Asta și, nu știu, Băi, asta întrebarea... și singularul, știi, când mă mai întâlnesc <coughs> cu oameni și zic și, păi da, și când uh, mai faci roboți? Și Fii zic, atentie, aia, întrebare Nu până. fac, facem împreună, de adică când lumea ramule de viață, de ani, de zile, adică a, de la un moment dat, atât de obositor să vezi că oamenii nu, că refuză să evolueze, refuză să vadă lucrurile, nu, pentru că așa nu știu, așa să obișnuiți. E pe de o parte și vorba aia cu Kentich în nutrix Pe de altă parte mă îndoiesc că sunt atât de bătrâni și atât de rigizi și atât de închistați la cap oamenii care s-au uitat la roboți și care au devenit fanei voștri. Păi nu, ăștia care au devenit fani, ăștia și mai ales cei care au intrat pe stream, de asta și sunt foarte apropiați. Ei știu. Deci ei deja știu. Ei au intrat cumva în uh, zona asta în Bă. care ne cunosc mai bine și știu cum merg lucrurile. Întrebarea pe care mi-o pun eu foarte sincer, legată acum de poziția femei în societate la noi și cum e privită femeia. Băi, românii sunt popor sexist sau doar needucat? Sau sexismul presupune și o. Pe cred educație. că e acolo, da. Ai, adică ca. sexismul naște cumva dintr-o lipsă de educație și ignoranță, din asta sedimentată. Deci, dar răspunsul e da, clar. E un da hotărât, așa. Da, yes sir. Da, da of bă, course. știu. știu, știu e știu. sexist maxim poporul ăsta. Și cred că nu, patriarhatul ăsta românesc pe fond religios, ei, în continuare. O Acolo cu religia sau cu credința? Da. <laughs> Așa. Nu e am nicio important. problemă, n-am o problemă. Adică fiecare cu cârja lui emoțională. Înțelegi? Nu există niciun Dumnezeu nicăieri, dar dacă vrei, tu te ajută pe tine, există da, ăla Nu mă ajută eu, zic da. că, că E o crinjă emoțională spus extraordinară. Eu cârjă emoțională folosește-o efectiv asta te ajută. când îți spune viața piedică, ai cârja aia, te ajută să treci peste un obstacol, te ajută să continui să mergi înainte. Bravo indiferent în ce crezi, felicitări, du Am zis asta. Problema e când încerci să mă convingi pe mine să cumpăr cârjă de la tine. Nu te convertezi, mă, nu e, nu i la misionari. Bun, pe asta nici, Da. nu e, nu e. Sunt, nu vezi, am 115 cu omor drag pe fata aia săracă. Mi se pare că în, în, asta, cu, în asta cu religiile, E ca și în uh, asta cu gusturile. Știi că era e, tâmpenia de vorbă pe care am corectat-o și îmi asum uh, creditele pentru asta. deși nu cred că se zice așa în română, meritele. Că era vorba gusturile, nu se discută. Nu, dar să formează în pizda, mă Și-am schimbat-o în gusturile, se discută, dar nu se impun. Care mi se pare uh -huh. foarte corect. Hai să vorbim despre ce ți place, ce nu-ți place, ce îmi place, ce nu-mi place. Dar, Dar -o nu o să încerc convind. să te conving, exact. Nu o să-ți vând cărja mea, nu o să încerc să te conving că așa e mai mama, bine. Mama, 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 Asta mă enervează la veganiști ăștia care caută să-mi explici. Lasă-mă, pula mea, să în friptură, mă, lasă-mă. Am înțeles, da. Nu știu. N-am fibră morală. Nu sunt ajuns de puternic să trec la veganism. Lasă-mă, pula mea. O dietă bogată în fibră morală, în schimb. Hai de capul meu, știi cum dai afară după aia, tot. Dacă ai fibra morală, dai afară tot ce-i drept despre stânga, așa, da mai am mult pe partea temențe. stângă dai afară când ai fibra morală corect. Da. Ce să zic asta cu religiile? Am impresia că dacă te ajută și dacă ajută dacă tu devii ajută, un, da. un individ mai bun, atunci implicit ajută, vei fi mai bun în societate, societatea devine mai bună și tot așa. și fii atent, fii atent ce zic acum și e un pic o părere nepopulară și de o parte și de alta. Mă deranjează foarte mult partea dogmatică din uh, credința creștină ortodoxă pentru că mi se pare că nu e adaptată absolut deloc nevoilor uh, emoționale, intelectuale și morale ale oamenilor care aderă la religia asta acum, la credința asta. Mă deranjează foarte mult rigiditatea Bisericii uh, de la noi, care mi se pare că denotă din nou o profundă lipsă a nevoilor enoriașilor la modul cel mai serios. Oare? Mă, gândește, de că, a... gândește câtă biserică este la sat. Nu? Eu cred că tu te raportezi și noi facem greșeala asta frecvent. Nu. Noi ne, ne, ne gândim la centrele astea mari. București, Cluj, Iași, Timișoara, Oradea, mm. uh, Sibiu. Da, dar gândește Când asta mă la restul Parcela e foarte mare. Parcela e foarte mare. Și la sat încă este un mediu de ăsta de primitivism. E, da. încă, încă e o organizare de tip medieval și o să intru și într-un subiect foarte delicat, dar trebuie să intru ăsta, studiu de caz punctual, violul ăla de la Vasului care a fost groaznic, cu fata aia pe când cu băieții a șapte, nu știu dacă mai țineți minte, dar cu câțiva ani. Oribil complet. Uitându-mă la reacții și uitându-mă și la interviuri și la uh, testimoniale pe care le făceau diversi și oameni din satul ăla, mi-am dat seama și mi s-a întărit convingerea din ce în ce mai mult că este o Organizare de tip feudal, medieval, cumva pe acolo. Și necesitatea bisericii și necesitatea discursului bisericii acolo trebuie să fie un picuț mai arhaic, pentru că aia e tipul de raportare. Băi, am văzut acolo niște oameni care vorbeau cu o cauzalitate și cu o lejeritate atât de mare uh, despre ceea ce s-a întâmplat, despre faptul ăla a abomia. Violul mi se pare foarte rău. Da, dar ce ce te faci, ce faci, ce faci când biserica, prin discursul ei, în anumite zone din astea pe care le amintești, aproape că susține, aproape că scuză nu susține. genul ăla de manifestări. Uh, nu susține și nu scuză. Depinde uh, din ce un vechi. Din ce un vechi. Din vezi. ce un vechi, da. Din, din ce foarte un vechi vechi vechi. Da. Ok, <laughs> mești voluntar asta, dar așa e. Da. Uh, ăia sunt niște oameni cărora trebuie să li se repete uh, constant decalogul. Ale 10 porn, să nu ucizi, care de faptul ai un cod al purtării morale, bazice, sunt niște reguli de bază. Vezi deci, tu nu fi om de căcat, nu ucide, nu răvni la uh, bunul aproape, da, nu, prea nu, fura, curvi, da. nu prea curvi, ceea ce înseamnă că poți curvești, dar să nu prea curvești, ceea ce, mm. aia e altă chestie cu care dă acolo, nu fura uh, și tot așa. Nu, ucide, respectă-ți aproapele, să nu-ți faci chip cioplit, whatever that means, n-am înțeles niciodată chestia aia cu nu se face echip cioplit, deși îmi place vițelul de aur. Nu știu, mai ceva cu 3D de de la printing. la de de îmi place ele. foarte mult. 3D printing. Da, probabil la asta se referă. Da. Știu nu știu tu da. apostoli. Nu că Moise, cine a venit cu tablița? Moise a venit cu iPad-ul, cine s-a dat jos? Din iPad. Da, ai cu tablița, au venit Moise a venit. Băi, și de asta zic că e, o, mie mi se pare că România, de fapt, sunt două lumi diametral opuse care coexistă în același spațiu. Mm -hmm. Și tu ai punctat foarte bine. Și, pe de-o parte, e exact cum spuneam eu frustrarea asta legată de lipsa discursului adaptat la nevoile uh, unui enoriaș. Da, aici probabil mă gândesc la enoriașul din mediul urban. Dar tu cum vezi? Stai pic, tu cum vezi? Tu, tu ca și credincios, da? Tu ca și credincios. Ce te-ar face pe tine să te duci la biserică? Să vrei să te duci în acea clădire să zici, bă, astăzi e duminică, îmi iau Jordan ea bun. Nu, la biserică e intrinsecă. Nu trebuie să fie intusă. Nu, dar zic, ce te-ar face? Nu, adică te duci acum, tu simți nevoia, ai această. să zic, ce te-ar face pe tine să, ca să, acea clădire să fie relevantă? Nu, adică să primească în lăcașul de cult, tu să fii acolo. Să... Clădirea e relevantă. Discursul care se întâmplă acolo nu e relevant. Deci ai schimbat discursul. Ai schimbat discursul. Aș face. Mi se pare că de foarte multe ori recitatul la unor canoane. Mi se pare că face din credință care trebuie să fie un act destul de intim cu divinitatea în care crezi sau nu crezi, mi se pare că face, intermediază foarte impersonal relația dintre tine și Dumnezeu. Da, tu te duci acolo în biserică, tu ca și credincios, ca enoriaș, te duci în biserică ca să-l vezi pe unul care știe cânta, cum reacționează la ce s-a scris. E un fel de react. E un react. Înțelegi? React to the Bible. Și lumea se duce să-l vadă pe om la react. That's the thing. Te duci acolo pentru... Da, nu pot să mă uit nici la reacție, de aia nu mă mai duc duminica la biserică. Da. Pentru, nu, lăsând paralela și gluma la o parte sau omorul din la te duci pentru reafirmarea credinței, te duci pentru confirmare. Nu. mulți cred că de asta se duc. Nu, nu, nu. Nu, deloc. Nu, te duci pentru că mai, vezi că și la de lângă tine crede tot în asta și ăsta crede tot în asta și suntem în acest spațiu. Să mai pui niște gaz pe foc acolo. Credința trebuie Vedea, alimentată, adică e și ăsta un mușchi care se exersează, nu e chiar așa. Și eu nu l-am exersat de multă vreme. Da, mă și gândesc dacă chiar mai sunt creștin ortodox. Bă, nu mă, știu întreb, mă întreb, mă întreb. Și am cărjă. zis asta în Că și m-au tras unii de urechi și au spus ce fel de practicant ești tu și au și ei dreptate. Păi nu ești practicant. Mă dai orice cârjă emoțională, poate să fie mindfulness, poate să fie new yoga, poate să fie atâta timp cât te ajută... Exact. Cât timp te ajută pe tine da. să treci peste greutățile vieții, că viața oricum e mizerabilă. Pentru fiecare în moduri diferite, că nu, nu suferim la fel sigur. Dar viața e grea, foarte grea. Și ai nevoie este. câteodată. Nu e la fel de... Într-adevăr să zici, bă, nu există nimic, murim și gata. Când ai murit să termină tot, să închide becul. Nu e la fel de plăcut. Ca și când ți-ai imagina o călătorie spre altceva. Pentru mine, de exemplu, știu că ulterior rămâne mister, adică eu mi e place să cred că am întrebarea acolo și nu i-am găsit încă răspuns. Pentru că oricum o să-l aflu, nu mă grăbesc, vorba aia să mor, e ultimul lucru pe care vreau să-l fac. Știi? Și păi, deci, să deci, să deci, o să-și fie. De asta, deci, las ca și curiozitate. Nu accept diverse răspunsuri din astea care mi se par că foarte lacunare. Pentru că nu vreau, în momentul în care accepti răspunsurile al cuiva pe o problemă în asta foarte mare, poate riști să accepti și tot felul de soluții. Știi? Că oamenii ăștia care găsesc adevărul absolute vin, ăia știu ei și ce e rău. Și vin, bă, hai să eliminăm pe ăștia că... Nu cred în tezismul ăsta. Cred că, că asta m-a tata... și depărțat. Da, da, da. Deus vult, știi? Lumea ajunge să folosească credința ca să scuze tot felul de acte de o idioțenie Extraordinară, sau de violență maximă. Cruciada, da, -am asta zic, de la sens. Deus Vult, la, de la Cruciade, la hai să uh, exterminăm minoritatea asta, la hai să uh, reducem la tăcere orice formă de uh, manifestare, uh, nu știu, homosexuală sau de orice altă natură, știi? Eu își găsesc în zona asta a religiei, o, o, o scuză, o justificare. Asta m-a deranjat, raportarea foarte rigidă și foarte extremistă la ideea de homosexualitate a Bisericii Ortodoxe Române, în contextul în care, băi, trebuie înțeles dată pentru totdeauna, așa zi și a zis și Moris foarte bine, băi, homosexualitatea nu e o alegere. Uh -huh. Nu alegi. Da. Să nu e nicio comasă. genă, though, că it was debunked, dar e un cumul de factori. E un cumul de factori. Nu s-a ajuns la un răspuns uh, definitoriu pentru asta. Dar nu nici nicio alegere Nu, 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 conștientă. nu. Nu, nu. nu no. e. Mâine dimineața când o să mă trezesc, o să-mi doresc să-l fut în curpă, baboiaș. Pentru că da. mi-ar făcea o plăcere. Am înțeles în Deși... Am văzut <laughs> licărirea din privirea ta. Uh, da, nu, nu este Păi siguranță. nu este. Nu, nu, nu e așa. Nu e așa. Nu te culți pentru că ți-ai impus tu peste noapte. Ți-am zis ieri că GPS-ul, GPS-ul e foarte dubios aici, cum tot îți zice keep straight, keep straight. Da. Și ți duce, știi? Tu încerci să conduci, tot heterosexual nu mai poți să mergi. Nu pot, nu pot. Simt niște impulsuri în a te... Apropo, Codin se foarte prost. <laughs> 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 e de la mustață. Uh, nu mă, râdem și glumim, dar asta nu-mi place la, la, cât de ușor poate fi folosită religia ca și uh, scuză pentru a realiza diverse chestii și ca un altă abominabile. alt da, 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 și da. în general am o mare problemă eu personal cu toate curentele astea ideologice, sociale sau mai știu eu ce, care se pot transforma foarte ușor într-un într uh, instrument de opresiune fără absolut nicio noimă. Băi, e foarte ușor, cel mai ușor, e să fii agresiv gratuit și să dărâm. Da, să dă râmi. da mă, dar dogma, dogma te poate împinge înspre zona din astea filozofia, în schimb nu. Nu Schopenhauer zicea că uh, religia este nevoia omului simplu de metafizic și filozofia a omului mai puțin simplu, a intelectualului. Nu cred nici în raportarea asta ultra-elitistă uh, pentru că nevoia de metafizică a omului simplu este cel puțin la fel de importantă ca nevoia de, de că metafizică nu a omului elevat. Nu, nu, e importantă, numai zona de unde, adică cele două tipuri de individ se adapă de la izvoare diferite, care probabil au cam aceeași apă. Doar, nu și nu se aceeași. Da, și se aceeași, exact. Bun. pe partea de înțelegere a scriturii bisericești, biblice, să zicem, da? Poți să înțeleg interpretarea în cheie metaforică. O înțeleg. Chiar îmi place. Foarte frumos. Să dar vezi acolo pe... există niște fapte literale. Aia e marea A, problemă. nu știu. Dar pe partea de metaforă, deci dacă îi să o iei așa, atunci da, bun, îl văd pe, nu știu, uh, Isus ca fiind modelul de om la care ar trebui să toți să vrem să fim, toți ar trebui să accedem la acel model, da? Să-l vezi ca fiind... Aspirațional fiim... Da, așa. aspirațional, exact. Să vrei să fii Jesus pentru că Poate îi să transforme... exemplul în suprem de bunătate supremă, știi? Nu se... pentru capacitatea de conversie a apei în vin? No. Nu. Nu no. de asta ți-ai dorit să fii Nu, no, nu de asta. Deși, well, Băi, acolo cu peștele, bine. cu alea. O busuia că la vremea ei... <laughs> Da, nu, deci pur și simplu bă, omul care trece prin o grămadă de, de. adică trece prin niște dureri inimaginabile, și chiar și în culmile pe culmile disperării cere iertare pentru cei care l-au adus acolo, și nu răzbunare. Adică sunt niște valori, dacă îi o privești în cheie metaforică, Babuiesc. pe care acel exemplu le-a acolo, știi? Zic, ce vrei să-și la baboiaș? Doamne, nu, mă gândeam exact acum, simțeam nevoia de împărtășa. Aduci-mi o cola, te rog eu foarte mult, să mă te baboiaș, ca să nu ies eu din cadru. Fi tu băiat așa, extraordinar, cu sufletul curaj și adu o cola. oh, Am trecut două ori și un sfert, o să spart jazz acum. Bine, cum uh, vrei. Trebuie, 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 să ajungeți, nu? Adică vă grăbiți. Ok, îmi cer scuze. Uh, Aș mai fi vorbit foarte mult despre foarte multe chestii. Probabil o să mai facem un episod. Mai probabil, facem câte cât vrei, vrei tu. Am, or, da. Când veniți, Să rămânem. Suntem abon. mai down ca sindromul. Și o glumă, bineînțeles. Că nu avem Bă, tu nu te potolești nici acum. Nu Nu pot. Nu te-ai învățat în... Nu te mai satură, dracu, de... Nu. Vreau îți lumea trebuie... să înțeleagă de unde vine umorul îți și să ne... Nu vine din nicio zonă ria. Vino un coace. Acesta este nu meu. Asta. Acesta este sângele meu. Nu-mi place sângele tău. A, nu. Nici no, mie, nu, da. Nu, nu, nu. Diabetus. Eu știu ce zici. Diabetus erectus. Uh, da, mă, mersi foarte mult că ai venit, mai ales că o, ai avut o perioadă pe care ți-o înțeleg foarte, foarte sincer și foarte clar de... Nu neapărat de suspiciune, cât de precauție legată de prezența în tipul ăsta de podcast, dar nici nu știu ce naiba. ai băie, în, în, în tipul ăsta de Interac pe interacțiune interacțiune. Noi nu ne-am cunoscut până acum și mă bucur foarte mult că ne-am cunoscut direct și că simt că e și un bonding de ăsta așa. Clar. De, de la bonding la bondage, <coughs> înainte și după show. Că aici în sex dungeon ăsta în care ne-ați adus... <laughs> Păi, chiar, da. chiar arată sex dungeon, adică se Nu, nu, acum, încă, nu, Noi așa e adică e un fel de main cave de ăsta prostesc așa. Da, e bine. Și uh, mă bucur foarte mult că ați trecut peste episodul ăsta cu, cu banatul pe care l-am înțeles și nu l-am înțeles în Suspendare același. Pe Suspendare, Suspendare pe termen nedefinit, rog frumos. Suspendare, pe termen nedefinit. Sau indefinit, nici nu știu care e corect, ce corect, ce e limba română? și îmi place foarte mult abilitatea ta de a susține argumentativ o discuție, lucru care îmi place repet, am zis îmi place foarte mult abilitatea, lucru care îmi place foarte mult Mulțumesc, încerc da, coerență de care eu nu pot să dau dovadă acum foarte clar eu zic că mă ajută foarte mult Ramo că multe din lucrurile pe care le-am și discutat le discutăm frecvent, adică noi fiind Comenzi atât de frecvent într-un dialog cu comunitatea și nu i zic monolog pentru că avem constant chat ăla și lumea ne scrie, știi, și avem, uite, în fiecare joi, în fiecare săptămână, aproape în fiecare săptămână, avem o seară care se numește Pick a Topic în care lumea alege efectiv topicuri de discuție, unele foarte grele, unele despre care nu știm și ne informăm, încercăm să ne informăm atunci deodată cu ei și să facem our due diligence și să căutăm subiectul ăla să, cu comunitatea să-l discernem. Și atunci, multe din topicurile astea le tot discutăm, le rodăm și ajungem la niște concluzii. De asta po poate că pare că sunt mai da. informat decât ăsta. Am înțeles. De la nivelul de diletant. Da, 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 da. da, Oricum, nu știm. Și îmi place foarte mult exact cum spuneai pragmatismul și abilitatea extraordinară de a pune punctul pe ei și de a arăta uh, esența lucrului în sine. Redusul la esență, capacitatea de reducție la esență a Ramonei, mi se pare extraordinar și da, ha? îmi și place foarte mult de ea. Bă, abilitate care pe cuvântul meu, pentru o femeie, e ceva extraordinar. A, a zis. fost o glumă așa, a fost gluma asta, nu trebuia să pun. Nu, 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 nu. E funny cu zis true, adică mi se pare uh, nu ultima parte, cât, cât faptul că ai, bă, ai abilitatea asta, uh, ai abilitatea asta, da pune punctul pe ei și exact cum ai zis tu, nu-ți place să pierzi timpul. Îmi plac, îmi plac oamenii cărora nu le place să-și piardă timpul lor și mai ales al altora. Și uh, mă bucur foarte mult că ne-am cunoscut. Bă, să știi că noi. plăcerea e de partea noastră, da. Chiar da, și amici, noi. Chiar e de partea mult. noastră. Și de Vă așteptăm mult. la Cluj. Ba, wow, basically. vine, mălăele vine cu, cu ce... Mă rog, el zice stand-up comedy. Mă rog, cu ce face el acolo? Așa și eu o să vin cu treabă serioasă la Cluj. <laughs> Băi, mersi mult încă o dată. Long live the creative monkeys.